securitatea capitalei. Mark Rutte este o alegere greșită pentru NATO, Klaus Iohannis este cea corectă, arată un articol scris în The Telegraph de românul Gabriel Elefteriu. Noul 5 este nota 7 în strategia Ministerului Educației de a controla școlile după simularea evaluării naționale. Și scoateți hainele de iarnă, astăzi vremea este rece, cu maxime cuprinse între 4 și 8 grade Celsius, în capitală vor fi 7 grade Celsius, vânt și ploi trecătoare. Elon Musk neagă într-un interviu consumul excesiv de droguri, însă recunoaște că folosește chetamină, iar asta este în interesul investitorilor companiilor sale, spune el. Personalul NATO se află deja în Ucraina pentru controlul armelor, pregătire militară și culegere de informații, dar nu în roluri de luptă, scrie El País. Numărul 3 al Hamas, Marwan Issa, a fost ucis în timpul unei operațiuni israeliene săptămâna trecută, confirmă Casa Albă. Un psiholog dezvăluie 4 semne subtile care arată că ai OCD, analizezi profund gândurile, cauți multă liniște, finalizarea taskurilor durează mai mult, iar relația ta este afectată. Și te întreb, tu ai făcut vreodată detox de la bărbați? Boy Sober este noul trend promovat de generația Z pe TikTok, fără aplicații de dating, fără date-uri, fără foști și fără vreo situație amoroasă. Și de la detox la excese, un mega fan Dune a văzut filmul de peste 200 de ori și a memorat scenariul. Americanul a văzut Dune partea a doua de 18 ori până acum. Banii muncesc pentru tine. România câștigă procesul în dosarul Roșia Montană. Și mă îndoiesc că opinia publică va accepta exploatări de tipul Roșia Montană sau orice altceva. Banii nu dor. All time high pentru Bitcoin. Știm foarte bine că dă inclusiv direcția pentru sfera de investiții. Află ce să faci. I've been told I'm too young. By the way, they're going to let me on ascended elevators for vote sometime. Ca să-i faci. Mărțișor, ucidioa, femei, afaceri de peste 40 de milioane de euro. Fake it till you make it. De la nutrienți pentru vaci până la stimulente pentru creier. Ce câștigați? O zi profitabilă. După luni de negocieri politice, în toate formulele și schimbări de ultimă oră, liderii celor două partide aflate la guvernare, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, au un candidat comun pentru primăria capitalei. Din toate informațiile de până acum, acesta este Cătălin Cârstoiu, managerul Spitalului Universitar din București. De cealaltă parte, și opoziția trece astăzi printr-un test de foc. Alianța Dreapta Unită trebuie să primească primul semn de la judecători dacă poate sau nu candida împreună în alegeri. Dar despre toate aceste mutări de pe scena politică știe mai multe colega mea, Sorina Matei. Cele mai mari partide din România cu cei mai mulți membri, are membri, dar n-are oameni. Pentru că vedem că aleargă spre aceste candidaturi independente. Cred că domnul Cârstoiu ar fi vrut mai mult să fie candidat decât cele două partide. PSD are această problemă cu Gabriela Vrânceanu Firea. Ciolacu nu vrea candidat pe Gabriela Vrânceanu Firea și dorește orice altă variantă, chiar și una perdantă, ceea ce va genera probleme în partid, pentru că Gabi Firea îl are în spate pe secretarul general PSD pe Paul Stănescu. Poate Firea să fie chiar și candidat independent, se poate autosuspenda din Partidul Social Democrat, pentru că ea are acest bazin electoral. Domnul Cârstoiu a cochetat așa puțin cu politica, de exemplu tatăl domnului Cârstoiu a fost membru FSN, FDSN, în vechiul Partid Democrat, condus la acea vreme de Petre Roman, de exemplu, a avut chiar și două mandate. Vom vedea dacă va face echipă cu celălalt candidat, arhitectul Tiberiu Florescu, mereu îi uit numele, nici el nu are o notorietate foarte mare, dar cumva se caută niște tehnocrași, niște independenți, niște oameni apolitici care să fie unul să fie bun pe administrație, altul să fie, de exemplu, bun pe urbanism, că de asta au ales un arhitect. Vom vedea dacă asta va fi soluția câștigă.
câștigătoare. Oricum va fi o luptă foarte dură, pentru că Nicușor Dan are baza lui electorală, are prima șansă fiind candidatul, fiind primarul în funcție, vine din spate, așa cum a spus Rareș Bogdan, meteoritul Cristian Popescu Piedone. Liderii unora dintre cele mai importante companii listate la Bursa de la București, împreună cu brokeri, fonduri de investiții și autoritățile relevante, au dezbătut împreună cu jurnaliștii de la Ziarul Financiar evoluția pieței de capital din România și perspectivele din 2024 la ZFE Capital Markets 2024. Concluzii, piața de capital de la București a avut un an 2023 foarte bun, susținut de listarea record a Hidroelectrica, de creșterea puternică a capitalizării bursiere și de numărul de investitori care a ajuns la maxim istoric. Cum văd actorii pieței de capital Bursa Românească în 2024? Știe Răzvan Botea, editor la Ziarul Financiar. Bună dimineața, Răzvan! Neața, Andreea! Bun găsit! Așadar, Răzvan, cum arată 2024 pentru Bursa de Valori București? Dar arată rău. Discuțiile au fost extrem de interesante, cum sigur era de așteptat la ZF Capital Markets. Este unul dintre cele mai importante evenimente dedicate pieței de capital din România, probabil cel mai așteptat eveniment din România. Au fost foarte mulți speakeri, de fapt a fost toată lumea care contează în zona de Bursa de Valori București, a fost acolo. Îți spun câteva declarații ale speakerilor principale. Adrian Tănase, directorul general al Bursei de Valori București, spune că operaționalizarea contrapărții centrale este complet fezabilă în a doua parte a anului 2024. Să avem contrapartea autorizată și piețele de derivate funcționale. Este un lucru pe care investitorii de la bursă îl așteaptă de ceva timp, să se poată tranzacționa aceste derivate. Și Adrian Tănase spune că se va putea tranzacționa încă de anul acesta futures, single stock futures, index futures pe indicele BET și energy futures. Așteptăm sigur și alte derivate, dar este un pas înainte. Ștefan Nanu, directorul general al Trezoreriei, a vorbit despre programul Fidelis, care până acum era trimestrial. Acum îl organizează de 5 ori în 2024, sigur, este și o nevoie bugetară, dar este bine și pentru investitori, pentru că Fidelis, de obicei, aceste titluri de stat oferă o dobândă mai bună decât depozitele bancare și atunci sunt o variantă, în multe cazuri, mai bună pentru a economisi bani. Zice tot Ștefan Nanu, directorul general al Trezoreriei, că se așteaptă ca de la zona de retail la 25 de miliarde de lei anul acesta din Fidelis și Tezaur. Iar Radu Hanga, președintele Bursei de Valori din București, a spus că o piață dominată de investitori instituționali va fi o piață serioasă, dar fără multă lichiditate. Este nevoie totuși să crească numărul de investitori de retail. Și legat de economie în general, ca să zic așa, tot Radu Hanga spune că fundamental pentru România este stabilitatea politicilor macroeconomice. Vede și el că inflația se temperează și există discuții de reducerea dobânzilor în Europa și SUA, ceea ce înseamnă că este un context bun. Deci, în concluzie, lumea este în continuare optimistă, chiar dacă, așa cum ai spus și tu, 2023 a fost un an absolut fabulos, indicele BET a crescut, de exemplu, cu 30%, nici 2024 nu se așteaptă a fi neapărat un an rău, adică un an pe minus, chiar dacă anul trecut a fost pe plus bine, pentru că fundamentele economice sunt bune. Sperăm, bineînțeles, să nu existe vreun eveniment neașteptat, vreo lebă de neagră. Iată câteva concluzii și declarații interesante de la ZF Capital Markets. Îți mulțumesc, Răzvan. Mulțumesc mult și eu. PSD și PNL s-au înțeles. După mai multe ore de discuții, coaliția de guvernare a decis luni seară că medicul Cătălin Cârstoiu este candidatul PSD-PNL pentru primăria capitalei. Chiar dacă acesta a fost propus și agreat de conducerile ambelor formațiuni, au apărut și primii contestatari. Sunt lideri liberali care cred că medicul nu este un independent, ci un apropiat al PSD. De asemenea, coaliția a decis să fie candidați comuni și la sectoare, la Consiliul General și la consiliile locale, spun surse politice. Potrivit acestora, PSD ar urma să dea candidați pentru sectoarele 1 și 5, în timp ce PNL va da candidat pentru sectorul 2. La sectoarele 3, 4 și 6, coaliția îi susține pe actualii primari în funcție, respectiv Robert Negoiță, Daniel Băluță și Ciprian Ciucu.
iar cheltuierile cu salariile bugetarilor în ianuarie sunt duble față de ce a bugetat guvernul, deși ele trebuiau să crească cu numai 11% în 2024. În prima lună din an, cheltuierile de personal au un plus de 21%, scrie Ziarul Financiar. Și Simona Halep, care a acceptat un wildcard la Miami Open după ce interdicția de 4 ani a fost redusă la 9 luni de către Instanța Supremă pentru Sportul Mondial, o va înfrunta astăzi, numai devreme de ora 22, pe Paula Badosa, iar învingătoarea o va întâlni în turul 2 pe Arina Sabalenka, numărul 2 mondial. Pentru Halep, confruntarea cu spaniola Badosa, numărul 80 mondial, va marca primul său meci de la US Open 2022, mai exact după 569 de zile. Primul oraș NATO din lume se construiește în România, începe în construcția celei mai mari baze NATO din Europa de Est. Noua bază va fi tot la Mihail Cogălnicianu și va costa peste 2,5 miliarde de euro. Baza va găzdui 10.000 de militari, va avea platforme pentru armament, piste, hangare pentru avioanele militare, dar și școli, grădinițe, magazine și chiar un spital. Proiectul va fi gata în aproximativ 20 de ani. Însă mai multe au dezbătut colegii mei de la Știu. E clar un mesaj anti-Putin, faptul că aici, în România, la Mihail Cogălnicianu, se va construi acest anti-Putin, oraș. Anti-Putin? Dar unde crezi tu că o să fie Putin peste 20 de ani? Așa mi-ai spus că atunci sper va fi că, sper că nu la graniță și sper că nu mai departe de păi granița. Păi asta zic, să nu cumva să le construiești Ucrainei. Rușilor baza aceasta. Asta nu înseamnă că noi timp de 20 de ani stăm cu mâna în sân noi, când dar zic noi faci? Stăm Uniunea Europeană și NATO. Ce facem? Păi chiar îl citeam astăzi pe președintele Comisiei Europene, pe Charles Michel, care spunea la ce nivel a ajuns Uniunea Europeană cu producția de armament, undeva la peste 50% din producția, a crescut producția de armament în Europa cu în Uniunea Europeană cu 50%. La fel, anul acesta, din anul acesta începând, vom produce 2 milioane de obuze pe an. La fel, se forțează foarte mult să ajungem mai multe țări, că anul trecut am fost 11 țări care au fost 11 țări care au dat 2% din PIB pentru apărare. În anul ăsta, în 2024, se estimează că ar fi până la 18%, pentru că da, grija este că Rusia investește 6% din PIB pentru apărare și sunt atât timp cât sunt angajamente, atât timp cât sunt promisiuni, atât timp cât este dorință să o ajuți în continuare pe Ucraina, că chiar el astăzi a spus Putin, dacă câștigă în Ucraina, nu se va mulțumi cu Ucraina. De asta, Uniunea Europeană și NATO trebuie să reacționeze și să livreze arme în continuare către Ucraina și chiar profiturile pe care le face Uniunea Europeană și le face și NATO în urma acelor active rusești blocate, ar trebui să fie investite în armament pentru Ucraina. Dezbinarea Occidentului i-a dat curaj lui Putin să continue ofensiva în Ucraina, iar luni Kremlinul a confirmat intenția Rusiei de a crea o zonă tampon în Ucraina. Cu toate acestea, Vestul încă poate salva Ucraina dacă își funește forțele, se arată într-o analiză a Financial Times. Rusia are o armată prost echipată și motivată și o economie fragilă. Discut mai multe cu Florin Jipa, editor șef la Monitorul Apărării și Securității. Bună dimineața, Florin! Bună dimineața, Andreea! Putin a participat aseară la aniversarea a 10 ani de la anexarea Crimeei, de unde a promis rușilor continuarea războiului din Ucraina. Cum se poate apăra Europa de ambițiile imperialiste ale Rusiei sub Putin? Da, Europa trebuie să se trezească și am văzut că s-a trezit, cum ai prezentat mai devreme și colegii noștri de aseară, spuneau că Uniunea Europeană începe să se înarmeze, de altfel președintele Consiliului European Charles Michel chiar a spus că dacă Europa vrea să existe în pace, trebuie să se pregătească de război. Toate țările și-au crescut cheltuielile militare, își refac stocurile, ajută Ucraina. Am văzut că liderii europeni și în special Macron, dar și Scholz, dar și ceilalți, inclusiv în România, încep să miște. Să nu uităm totuși că
îți dau exemplu României, în octombrie Finlanda ne cerea să ajutăm prin instruirea 50 de militari ucraineni pe nave rapide de asalt. Trei luni a trebuit lui președintele Iohannis să trimită această solicitare către Parlament, să informeze Parlamentul așa cum îi cere legea. Însă acest lucru s-a produs la începutul acestui an, când știam că ajutorul american nu va mai sosi în Ucraina, deci era clar că România trebuie să facă ceva și cred că România va face mult mai multe pentru a ajuta Ucraina, ca sudul Ucrainei să nu cadă, sub stăpânirea rusească, iar România să nu aibă graniță cu Rusia așa cum își dorește Putin în acest moment, și vom vedea astfel de informații tot mai des. Este clar că în acest moment Europa, eu zic că acest lucru este bine, Europa este conștientă că are nevoie să-și crească forța militară pentru a se apăra de Putin, deoarece Putin cu siguranță nu se va opri la Ucraina. Florin, rămâne să vedem cum va ajuta și România, așa cum ai spus și tu. Îți mulțumesc pentru informații. Cred că azi e ziua. Direcția Națională Anticorupție a fost concepută ca un astfel de mecanism de a combate corupția la nivel înalt. Ca Direcția Națională Anticorupție trebuie să rămânem în zona de premium a investigațiilor. Ei nu fură banii ăștia, să înțelegi. Așa s-au dat legile. Cine mai spune, domnul Ciolacu? Domnule, nu funcționează nimic în țara asta. Pe cum să spui așa ceva în condițiile în care tu pe tratat ai statul de drept? Oamenii care conduc astăzi sunt mai needucați decât oricând altcândva. Ăștia mai înțeleg ceva, nu știu nimic. Sunt avioane. Nu știu cum îi cheamă. Sunt avioane. Let's flip the coin. Știu. 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 Oh. Aha. PSD și PNL și-au împărțit luni candidaturile comune la primăriile de sector din capitală. PSD ar urma să dea candidați pentru sectoarele 1 și 5, iar PNL va da candidat la sectorul 2. La sectorul 5, candidatul lui Ciolacu ar urma să fie Rareș Hopincă. În Alta Curte ia astăzi o decizie cu privire la apelul Alianței Dreapta Unită. Judecătorii trebuie să hotărască dacă PMP, USR și Forța Dreptei pot candida împreună. Marc Rutte este o alegere greșită pentru NATO, Klaus Iohannis este cea corectă, arată un articol scris în The Telegraph de românul Gabriele Lefteriu. Simona Halep joacă diseară cu Paula Badosa în primul tur la Miami Open. Simona nu a mai jucat un meci oficial în circuitul profesionist de 569 de zile. Elon Musk neagă într-un interviu consumul excesiv de droguri, însă recunoaște că folosește ketamină, iar asta este în interesul investitorilor companiilor sale, spune el. Nvidia concurează cu OpenAI, construiește roboți umanoizi dotați cu inteligență artificială generativă. Vedeta americană de filme pentru adulți Stormy Daniels povestește în documentarul Stormy versiunea sa asupra presupusei aventuri cu Trump.
A fost publicat Ghidul Michelin 2024, restaurantul Le Gabriel, situat într-un hotel de 5 stele cu vedere spre grădinile Champs-Élysées, a primit 3 stele. Timothée Chalamet a fost surprins la filmările A Complete Unknown pe străzile din New York, în rolul celebrului cântăresc Bob Dylan. Iar artistul Banksy confirmă că el este autorul unei mari picturi murale reprezentând un copac care a apărut în nordul Londrei în weekend. Mașinile hibride sau chiar cele full electrice reprezintă o opțiune atractivă pentru mulți cumpărători datorită eficienței lor de combustibil și a emisiilor reduse. Însă te-ai gândit dacă acum este momentul potrivit să treci la o mașină electrică? Expertul CNET în tehnologie auto, Brian Cooley, spune că a pus la încercare inteligența artificială pentru a afla răspunsul la întrebare. It's a compelling time to consider an EV in February 2024, but not necessarily a slam dunk. Pros: prices dropping. New and used EVs have seen discounts and price decreases. Incentives rising. Federal tax credits remain, and some dealers offer additional deals. În România, în primele 11 luni ale anului 2023, vânzările de mașini electrice au crescut cu peste 50% față de aceeași perioadă a lui 2022. Expertul CNET rămâne însă sceptic în fața sfaturilor date de chatbotul Google Gemini. Când vine vorba de prețul unei mașini electrice, trebuie să fii atent la mai multe aspecte. I think Gemini is missing the big picture I talked about, the total cost of ownership. You got to put a lot more factors in before you decide if an EV is more expensive than not, because we're talking about the cost of driving, not just the cost of buying a car. That's the bottom line for your budget. Rămânem la EV și au priză la mașinile electrice, dar nu au avut noroc de stații de încărcare. Tocmai de asta, brașovenilor le-a venit o idee genială să le încarce direct la stâlp. Primăria din Brașov vrea să pună 3 stații de încărcare pentru mașini legate la stâlp de iluminat din oraș. Banii pentru proiectul Simple Charge vine de la Uniunea Europeană, iar șoferii pot să-și încarce mașinile fără să plătească 6 luni cât stațiile vor fi în teste. Mai multe au dezbătut colegii mei la Știu. Cum adică testă? Ce n-ar putea să funcționeze la aceste stații de încărcare, la stâlpii ăștia de iluminat? Având în vedere să nevoie... Să nu intre prea mulți în stâlp, știi? Având în vedere... Iau curent gratis, pam! Nevoia atât de mare de a avea stații de încărcare, pentru că, într-adevăr, dacă acum oamenii nu mai cumpără la fel cum a fost boom-ul ăla la un moment dat cu mașini electrice, a mai stagnat așa vânzarea de mașini electrice, tot oamenii au cumpărat mașini electrice și au nevoie. În ciuda autorităților, aș putea. Gândește-te că sunt 300.000 de locuitori în Brașov, dintre care o mare parte dintre ei au mașini electrice. Asta o dată. Știi cam câți? 700. Nu, stai, că am văzut eu. Nu 700. Nu-i pune și pe aia cu hibrid și cu plug-in. De ce să nu-i pun și pe aia cu hibrid? Bine, că și ei contează. Sunt 4.000. Sunt, exact, 4.000. Bun. Și mai vin și turiști. E plin de turiști cu mașini electrice. Cum ajungi? Uite, hai să facem un exercițiu, da? Pleacă tu din București, vineri, pe DN1, cu mașina electrică. Dacă ajungi până la Brașov cu un plin electric, eu te felicit. Dar stai, de ce să plec din București la Brașov? Din din localitățile din apropiere. Mai sunt oameni și prin Sinaia care stau și prin Bușteni și prin Predeal. În satul Cristian e plin de mașini. Mai Alex, ideea este că cei 3 stâlpi sunt insuficienți pentru că cu toții știm că avem nevoie maximă de mai multe stații de încărcare. Ideea este bună, am zis genială, poate că am exagerat cu genial ăsta, dar este bună. Însă 3 stâlpi, mai bine nu mai fac, adică nimic, mai bine nimic, pentru că e un pic, știi ce, dacă puneau și niște panouri din astea fotovoltaice pe stâlp ca să se
încarce automat, Moca, da, era perfect. Volodymyr Zelensky mulțumește Uniunii Europene și tuturor statelor membre pentru crearea unui fond de asistență pentru Ucraina. Cei 5 miliarde de euro vor fi utilizați pentru a sprijini eforturile Ucrainei de apărare în acest an. Președintele ucrainean speră că acest fond să devină parte a unui acord general de securitate între Ucraina și Uniunea Europeană. Iar Coreea de Nord și-a găsit un nou lider. Kim Jong-un a hotărât ca după el, la conducerea țării, să vină fiica lui, Juak. Ea a apărut pentru prima dată în public acum 2 ani, când s-a afișat cu tatăl său la lansarea unei rachete balistice. Elon Musk recunoaște că ia ketamină împotriva depresiei. Musk spune că utilizarea prescrisă a ketaminei ameliorează perioadele de dispoziție scăzută și este în interesul investitorilor din Tesla și ale celorlalte companii pe care le conduce, scrie Bloomberg. Fondatorul Tesla, care este cunoscut pentru comportamentul său deseori surprinzător, s-a confruntat cu un control în urma unor rapoarte recente despre presupusul său consum de droguri și impactul potențial asupra companiilor sale. Anul acesta, Apple vrea să mai lanseze o versiune a căștilor wireless AirPods, o pereche de căști aflate între AirPods și AirPods Pro, atât la preț cât și la specificații. Noile căști vor avea noise cancelling, la fel cum au variantele Pro. PSD și PNL s-au înțeles. După mai multe ore de discuții, coaliția de guvernare a decis luni seară că medicul Cătălin Cârstoiu este candidatul PSD-PNL pentru primăria Capitalei. Chiar dacă acesta a fost propus și agreat de conducerile ambelor formațiuni, au apărut și primii contestatari. Sunt lideri liberali care cred că medicul nu este un independent, ci un apropiat al PSD. De asemenea, coaliția a decis să fie candidați comuni și la sectoare, la Consiliul General și la consiliile locale, spun surse politice. Potrivit acestora, PSD ar urma să dea candidați pentru sectoarele 1 și 5, în timp ce PNL va da candidat la sectorul 2. La sectoarele 3, 4 și 6, coaliția îi susține pe actualii primari în funcție, respectiv Robert Negoiță, Daniel Băluță și Ciprian Ciucu. Cheltuielile cu salariile bugetarilor în ianuarie sunt duble față de ce a bugetat guvernul. Deși ele trebuiau să crească cu numai 11% în 2024, în prima lună din an cheltuielile de personal au un plus de 21%, scrie Ziarul Financiar. Și Simona Halep, care a acceptat un wildcard la Miami Open după ce interdicția de 4 ani a fost redusă la 9 luni de către Instanța Supremă pentru Sportul Mondial, o va înfrunta astăzi, numai devreme de ora 22, pe Paula Badosa. Pentru Halep, confruntarea cu spaniola Badosa va marca primul său meci de la US Open 2022, mai exact după 569 de zile. Nu poți să mergi la sală? Nu-ți face griji. Cercetătorii lucrează la o pastilă care poate înlocui beneficiile exercițiilor fizice. Noul medicament țintește un grup de proteine din organism, cunoscute sub numele de receptori de estrogen, care sunt responsabile pentru activarea unora dintre cele mai importante căi metabolice din țesuturile care consumă energie, cum ar fi mușchii, inima și creierul. Pastila poate oferi alternative medicale pentru cei care nu pot beneficia de exerciții fizice și ar putea deschide calea pentru tratarea unor afecțiuni grave, precum atrofia musculară. Și postul intermitent ținut pe termen lung îți poate afecta inima. Datele se bazează pe analizarea obiceiurilor alimentare a peste 20.000 de persoane. Cei care au mâncat doar în decurs de 8 ore pe zi, urmând un program de alimentație restricționat, au avut cu 91% mai multe șanse de a muri din cauza bolilor cardiovasculare decât cei care au urmat un program de mâncare normal, potrivit noilor studii. Și te întreb, care-i moftul zilei? Equinox este un robot care îți face masaj pentru $60 în New York din vară.
unde mergeați, la Giardini di Zoe, unde Bampotoc, județul Hunedoara, la 16 km de Deva. Proiectul aparține proprietarului Giovanni Salvatelli, un italian din zona Ancona, regiunea Marche. Prețul intrării 20 de lei. Unde mai poți merge astăzi? La cel mai adânc izvor geotermal din lume, în pagosta Hot Springs, Colorado, din Statele Unite. Este înconjurat de 24 de bazine termale minerale. Are un studio de spa și wellness, unde poți face yoga, aqua sound bathing sau meditație ghidată. Stațiunea include un restaurant, un bar și o cafenea. Preț? $67, acces pe o zi. Dacă dorești să te cazezi, o poți face cu $250 de persoană. Pasando otro rato, déjame que soy sincero. Tiene tiempo que yo trato. Acest program vă este... Proces din care rezultă maturizarea mai multor folicul ovariani. Rolul acesteia este foarte important în tehnicile de reproducere umană asistată. Procedurile de stimulare ovariană sunt protocoale de tratament care se folosesc în tehnicile de reproducere umană asistată, prin care funcția ovariană se supra-solicită. Într-un ciclu normal se recrutează un singur folicul care va ovula, iar prin stimulare ovariană reușim să creștem aproape toți foliculii de pe ovarul respectiv și ovocitele din interiorul acestora să le recoltăm prin funcția ovariană. Există mai multe tipuri de protocoale de stimulare. Tipul de protocol va fi ales în funcție de particularitățile pacientei, în funcție de vârstă, de rezerva ovariană, de patologie, de boli asociate. Pacientei îi se va recomanda tratamentul la domiciliu. Există o serie de injecții pe care le va efectua după ce îi se vor explica modalitățile de dozare și de injectare. Le va injecta singură, iar vizita la medic va fi efectuată la fiecare 2, 3 sau 5 zile în funcție de protocolul ales. La finalul ciclului de stimulare, când medicul a indicat ultima injecție, cea de declanșare a ovulației, se va programa puncția ovariană. Puncția ovariană va fi o procedură efectuată prin ghidaj ecografic sub anestezie generală. Ulterior, transferul de embrion poate fi efectuat fie în ziua 3, în ziua 5, în funcție de condiția pacientei, sau pot fi congelați toți embrionii și ulterior pot fi transferați pe cicluri ulterioare. Se indică aceste proceduri de stimulare ovariană în cadrul tehnicilor de reproducere umană asistată, în cazul în care ne dorim recoltarea de ovocite și ulterior fertilizarea in vitro. Sunt indicate de asemenea și în procesul numit ovobanking, adică pacienta dorește să-și prezerve rezerva ovariană, nu dorește o sarcină și amână momentul congelării
concepției pentru mai târziu. De asemenea, se indică în cazurile oncologice, în care la fel se recomandă păstrarea rezervei ovariene, păstrarea ovocitelor, până în momentul în care patologia oncologică este rezolvată. Se estimează că aproximativ 25% dintre femei au probleme de fertilitate. Mergi la medic. Ai grijă de tine. Acest program vă este o... Cine mai spune, domnul Ciolacu? Domnule, nu funcționează nimic în țara asta. Pe cum să spui așa ceva în condițiile în care tu, petratat, ai statul de drept? Oamenii care conduc astăzi sunt mai needucați decât ori... Știi pe ce lume trăiești? Știu. Ciolacu și Ciucă s-au înțeles. După ore de discuții, Coaliția de Guvernare a decis luni seară că medicul Cătălin Cârstoiu este candidatul comun pentru primăria Capitalei. Marc Rutte este o alegere greșită pentru NATO, Klaus Iohannis este cea corectă, arată un articol scris în The Telegraph de românul Gabriel Elefteriu. Nota 5 este noul 7 în strategia Ministerului Educației de a controla școlile după simularea evaluării naționale. Și scoateți hainele de iarnă, astăzi vremea este rece, cu maxime cuprinse între 4 și 8 grade Celsius. În capitală vor fi 7 grade Celsius, vânt și ploi trecătoare. Elon Musk neagă într-un interviu consumul excesiv de droguri, însă recunoaște că folosește chetamină, iar asta este în interesul investitorilor companiilor sale. Personalul NATO se află deja în Ucraina pentru controlul armelor, pregătire militară și culegere de informații, dar nu în roluri de luptă, scrie El País. Numărul 3 al Hamas, Marwan Issa, a fost ucis în timpul unei operațiuni israeliene săptămâna trecută, confirmă Casa Albă. Un psiholog dezvăluie 4 semne subtile care arată că ai OCD, analizezi profund gândurile, cauți multă liniște, finalizarea task-urilor durează mai mult, iar relația ta este afectată. Tu ai făcut vreodată detox de la bărbați? Boy Sober este noul trend promovat de generația Z pe TikTok, fără aplicații de dating, fără date-uri, fără foști și fără vreo situație amoroasă. Și de la detox la excese, un mega fan Dune a văzut filmul de peste 200 de ori și a memorat scenariul. Americanul a văzut Dune Part 2 de 18 ori până acum. Banii muncesc pentru tine. Vrem taxe mici ca să nu le plătim. Problema asta, evaziune, afectează numai veniturile bugetare, dar și contribuabilii corecți. Banii nu doar. Sandberg în frâng așteaptă decizia pentru cele 8 capete de acuzare. Judecătorul a considerat dreptul la liberă exprimare cum înseamnă să încerce să influențeze mărturii. Află ce să faci. Roșu pe piața cripto. Încă suntem într-o sferă bullish. Nu s-a inversat nimic în trendul ascendent. Ca să-i faci. Inflația din zona euro scade la 5,3%. Bet scade cu 1,15%. Prețurile alimentelor de bază încetinesc. Indicele francez CAC 40 se îndreaptă către un nou maxim istoric. Grecii de la PPC reiau NL România. Ce câștigați? Noi oportunități de câștig. Direcția Națională Anticorupție a fost concepută ca un astfel de mecanism de a combate corupția la nivel înalt. Ca Direcția Națională Anticorupție trebuie să rămânem în zona de premium a investigațiilor. Ei nu fură banii ăștia, să înțelegi. Așa s-au dat legile. Cine mai spune, domnul Ciolacu? Domnule, nu funcționează nimic în țara asta. Pe cum să spui așa ceva în condițiile în care tu, petratat, ai statul de drept? Oamenii care conduc astăzi sunt mai needucați decât oricând altcândva. Ăștia mai înțeleg ceva, nu știu nimic. Sunt avioane. Nu știu cum îi cheamă. Sunt avioane. Let's flip the coin. Știu. 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 Ai fost de acord că cei pe care i-ai mandatat să-ți reprezinte puterea în localitatea și județul tău o exercită în beneficiul cercului lor de interese. Listele de susținători pentru alegerile locale și județene trebuie desființate. Listele de candidați să fie propuse de cetățeni,
partide politice și de orice organizație non-profit. Ești de acord ca partidele să nu mai fie finanțate din bugetul public? Știu pe ce lume trăiesc. Știu pe ce lume trăiești. Știu. Publicistul Ion Cristoiu spune că Alianța Dreapta Unită va obține un verdict favorabil de la Înalta Curte și se va putea înscrie la alegerile europarlamentare din 9 iunie, asta după ce BEC i-a respins duminică cererea de înregistrare din cauza faptului că Eugen Tomac, semnatar al actului de constituire al Alianței, nu este înregistrat ca președinte al PMP în documentele oficiale ale partidului, ci Cristian Diaconescu. Liderii Alianței Dreapta Unită au contestat decizia BEC la Înalta Curte, iar astăzi este așteptat verdictul. Nu pot varia cu dumneavoastră că decizia va fi în favoarea lor. Și vă spun și de ce. Dacă dădea azi în favoarea lor, și va fi în favoarea lor, nu. E greu de presupus că ne putem permite să scoatem. Și nu văd de ce ar trebui. Între noi, nu știu ce e în capul lui Ciolacu și ăla, dar nu e. De ce să-i scoți? Lasă piardă la alegeri. Astăzi s-a amânat pentru că PMP a zis că trebuie să mai facă rost de două dosare. Cred că ăstea vor fi pretextul pentru Înalta Curte. Adică pentru Înalta Curte să-l dea, nu-i costă nimic. Pentru că la BEC nu avea cum. Pentru că acolo trebuia să se ducă ăla. Nu poți să te duci la notar să spun, am de gând să vând casa asta și de-aia bunicăi. Unde să vină bunică? La Înalta Curte procesul e mai complex. Adică la Înalta Curte judecă nu numai pe formă. Și probabil vor dovedi, așa cred eu. Volodymyr Zelensky mulțumește Uniunii Europene și tuturor statelor membre pentru crearea unui nou fond de asistență pentru Ucraina. Cele 5 miliarde de euro vor fi utilizate pentru a sprijini eforturile Ucrainei de apărare în acest an. Președintele ucrainean speră ca acest fond să devină parte a unui acord general de securitate între Ucraina și Uniunea Europeană. Coreea de Nord și-a găsit un nou lider. Kim Jong-un a hotărât ca după el la conducerea țării să vină fiica lui, Juak. Ea a apărut pentru prima dată în public acum 2 ani când s-a afișat cu tatăl său la lansarea unei rachete balistice. Elon Musk recunoaște că ia chetamină împotriva depresiei. Musk spune că utilizarea prescrisă a chetaminei ameliorează perioadele de dispoziție scăzută și este în interesul investitorilor din Tesla și ale celorlalte companii pe care le conduce, scrie Bloomberg. Fondatorul Tesla, care este cunoscut pentru comportamentul său deseori surprinzător, s-a confruntat cu un control în urma unor rapoarte recente despre presupusul său consum de droguri și impactul potențial asupra companiilor sale. Anul ăsta Apple vrea să mai lanseze o versiune a căștilor wireless AirPods, o pereche de căști aflate între AirPods și AirPods Pro, atât la preț cât și la specificații. Noile căști vor avea noise cancelling, la fel cum au variantele Pro. Inteligența artificială este o oportunitate pentru companiile de hardware. Supermicro Computer este una dintre ele, face valuri și depășește Nvidia. Această companie, pe cale să intre în S&P 500, redefinește piața inteligenței artificiale. Cu mai multe detalii vine acum colegul meu, Felix Damian, editor al FNews. Bun găsit, Felix! Bună, Andreea! Cum a ajuns Supermicro să depășească Nvidia? Supermicro Computer nu depășește, să zicem, marea companie Nvidia, dar este pe cale să o facă datorită combinației pe care o oferă între hardware și software. Inițial era un producător destul de puțin cunoscut de servere și a profitat de boom-ul inteligenței artificiale, devenind un furnizor principal pentru multe companii din state și pentru guverne. Vinde servere încărcate cu chipuri AI de la Nvidia și asta i-a adus dublarea veniturilor, iar acțiunile companiei au crescut de 12 ori în ultimul an. Supermicro urmează să se alăture S&P 500 datorită acestei performanțe în decursul anului trecut, pentru care este considerată principalul lider pe piață. Felix, ce face Supermicro diferit de competitorii săi?
Sub conducerea CEO-ului Charles Liang, Supermicro a adoptat o strategie nouă, produce practic blocuri de construcție, cum ar veni, electronice pentru servere, care pot fi configurate în diverse moduri în funcție de necesitățile clienților și flexibilitatea aceasta îi permite companiei să livreze infrastructuri personalizate pentru orice tip de aplicație AI, de la tehnologia auto fără șofer autonomă la sisteme de generare a limbajului, precum este chiar ChatGPT. Felix, hai să vorbim puțin și despre provocările și oportunitățile pe care le are Supermicro în față. Ca orice mare companie sau mică companie care vrea să ajungă mare, are nevoie de fonduri și pentru a-și permite primul de aceste chipuri costisitoare de la Nvidia, care sunt extrem de cotizate acum pe piață, compania a reușit să adune 1,5 miliarde de dolari din acțiuni și își extinde fabrica sau fabricarea acestor servere în San Jose, în California, în Taiwan și Malaysia și are un obiectiv foarte clar de a produce 5.000 de racuri de servere pe lună. În ciuda faptului că există, desigur, numeroase provocări pentru orice companie în creștere, Supermicro chiar se concentrează pe menținerea acestui progres în lupta acerbă și are de doborât, să spunem, un lider pe piață care este chiar Nvidia. Ce să zic, îi urăm succes și vedem și noi cum mai decurge lupta asta între firme pe inteligența artificială. Mulțumesc, Felix! Dacă pui un gamer să-ți povestească despre jocurile pe telefon, cel mai probabil o să spună că nu există gaming adevărat pe mobil. Dar oare e chiar așa? Cifrele arată cu totul altceva, iar producătorii care fac telefoane de gaming demonstrează că există destui oameni dispuși să lase controllerul pentru ecranul telefonului. Ultimii ani ne-au arătat că gamingul portabil prinde din nou avânt. După mulți ani în care doar Nintendo mai avea pe piață o consolă portabilă, în adevăratul sens al cuvântului, Steam și Asus au venit și ele pe piață cu Steam Deck și ROG Ally. Uite așa a început iar să prindă avânt gamingul care cam dispăruse odată cu PS Vita de la Sony. În tot timpul acesta, în care consolele portabile au luat o pauză, oamenii și-au îndreptat privirile către celălalt dispozitiv pe care îl cară cu ușurință după ei. Telefonul. Așa a luat naștere o industrie care produce în fiecare an cam 100 de miliarde de dolari, adică jumătate din cât face toată industria de gaming. Atât de bine le merge jocurilor pe telefon încât peste 70% din banii cheltuiți în magazinele de aplicații se duc pe jocuri, iar de ales ai de unde alege. Pentru că în timp joculețelor casual de pe telefoane li s-au alăturat și titluri grele, venite direct de pe PC-uri și console. Știi ce zic? Te-ai lovit și tu pe Play Store sau App Store de titluri precum PUBG, Call of Duty sau Grand Theft Auto. Deloc surprinzător e că jocurile pe mobil s-au făcut mari în pandemie, când oamenii căutau să socializeze oriunde puteau.
Partea bună e că majoritatea au rămas și după conectați la comunitățile de gameri create în timp ce COVID i-a ținut în case. La sfârșit rămâne întrebarea. Gaming pe PC, consolă sau telefon? Răspunsul ți-l dai tu. PSD și PNL și-au împărțit luni candidaturile comune la primăriile de sector din capitală. PSD ar urma să dea candidați pentru sectoarele 1 și 5, iar PNL va da candidat la sectorul 2. La sectorul 5, candidatul lui Ciolacu ar urma să fie Rareș Hopincă. În Alta Curte ia astăzi o decizie cu privire la apelul Alianței Dreapta Unită. Judecătorii trebuie să hotărască dacă PMP, USR și Forța Dreptei pot candida împreună. Marc Rutte este o alegere greșită pentru NATO, Klaus Iohannis este cea corectă, arată un articol scris în The Telegraph de românul Gabriel Elefteriu. Simona Halep joacă diseară cu Paula Badosa în primul tur la Miami Open. Simona nu a mai jucat un meci oficial în circuitul profesionist de 569 de zile. Elon Musk neagă într-un interviu consumul excesiv de droguri, însă recunoaște că folosește chetamină, iar asta este în interesul investitorilor companiilor sale, spune el. Nvidia concurează cu OpenAI, construiește roboți umanoizi dotați cu inteligență artificială generativă. Vedeta americană de filme pentru adulți Stormy Daniels povestește în documentarul Stormy versiunea sa asupra presupusei aventuri cu Trump. Și a fost publicat Ghidul Michelin 2024, restaurantul Le Gabriel, situat într-un hotel de 5 stele cu vedere spre grădinile Champs-Élysées, a primit 3 stele. Timothée Chalamet a fost surprins la filmările A Complete Unknown pe străzile din New York, în rolul celebrului cântăreț Bob Dylan. Iar artistul Banksy confirmă că el este autorul unei mari picturi murale reprezentând un copac. Acesta a apărut în nordul Londrei în weekend. Sunt cel puțin 100 de feluri de a mânca pate buci. Ne afectează numai veniturile bugetare, dar și contribuabilii corecți. Banii nu doar. Sam Bankman-Fried așteaptă decizia pentru cele 8 capete de acuzare. Judecătorul a considerat dreptul la liberă exprimare nu înseamnă să încerce să influențeze marturii. Află ce să faci. Roșu pe piața cripto. Încă suntem într-o sferă bullish. Nu s-a inversat nimic în trendul ascendent. Ca să-i faci. Inflația din zona euro scade la 5,3%. Bet scade cu 1,15%. Prețurile alimentelor de bază încetinesc. Indicele francez CAC 40 se îndreaptă către un nou maxim istoric. Grecii de la PPC reiau NL România. Ce câștigați? Noi oportunități de câștig. Direcția Națională Anticorupție a fost concepută ca un astfel de mecanism de a combate corupția la nivel înalt. Ca Direcția Națională Anticorupție trebuie să rămânem în zona de premium a investigațiilor. Ei nu fură banii ăștia, să înțelegi. Așa s-au dat legile. Cine mai spune, domnul Ciolacu? Domnule, nu funcționează nimic în țara asta. Pe cum să spui așa ceva în condițiile în care tu, petratat, ai statul de drept? Oamenii care conduc astăzi sunt mai needucați decât oricând altcândva. Ăștia mai înțeleg ceva, sunt, nu știu nimic. Sunt avioane. Nu știu cum îi cheamă. Sunt... Șapte milioane de turiști români s-au cazat în structurile hoteliere locale anul trecut, număr aproape record și peste media din anii de dinaintea pandemiei, potrivit Colliers. Și ZF lansează mâine anuarul Top 1000 cele mai mari companii din România. Jumătate dintre județele țării au sub 10 companii, fiecare între primele 1000 din economie. Care sunt? Vezi în anuar. Și BET începe săptămâna pe plus, ieri benchmarkul s-a apreciat cu 0,62%, iar indicele principal ajunge la un nou maxim, 16.347 de puncte, însă încheie ultima ședință cu minus 0,29%. Azi deschide pe plus la orele 10:40, indicele principal BET se aprecia cu 0,13%, BTNG creștea cu 0,10%, iar BETFI avea un plus de 0,36%.
În așteptarea deciziei Fed, indicii americani închid ultima ședință pe plus, Dow Jones crește cu 0,20%, S&P 500 cu 0,63%, Nasdaq Composite se apreciază cu 0,82%. Consens, Fed nu va scădea ratele dobânzilor nici luna aceasta. Motivul? Powell crede că nu a câștigat lupta cu inflația. Mișcări se fac însă în Japonia, care majorează pentru prima dată din 2007 dobânda de referință și pune capăt ultimului regim de dobânzi negative la nivel global. Start pentru conferința GTC de la Nvidia, care anunță cel mai puternic chip al său, Blackwell, un GPU de 1000 de miliarde de parametri. Altă lansare, General Robotics 003, un model de bază pentru roboți umanoizi. La ultima ședință, acțiunile închid pe plus 0,70%. Iar China acuză Evergrande de fraudă de 78 de miliarde de dolari, printre cele mai grave din toate timpurile, compania ar fi umflat artificial veniturile în cei 2 ani de când au început tensiunile, potrivit autorităților din China. Iar Amazon și FedEx vor să-și reînnoiască parteneriatul, scopul să limiteze costurile de returnare. Competiția e mai mare, Amazon a mai colaborat și cu UPS, Kohl's și Staples. Anul trecut, retailerii au pierdut 743 de miliarde de dolari la retururi, adică 14,5% din totalul vânzărilor de retail, scrie National Retail Federation. Și Selena Gomez se gândește să-și vândă business-ul evaluat la 2 miliarde de dolari. Rare Beauty ar fi una dintre cele mai căutate ținte de fuziuni și achiziții, potrivit The Business of Fashion, un site web care urmărește industria. Alina, clientul. 2 minute. Direcția Națională Anticorupție a fost concepută ca un astfel de mecanism de a combate corupția la nivel înalt. Ca Direcția Națională Anticorupție trebuie să rămânem în zona de premium a investigațiilor. Ei nu fură banii ăștia, să înțelegi. Așa s-au dat legile. Cine mai spune, domnul Ciolacu? Domnule, nu funcționează nimic în țara asta. Pe cum să spui așa ceva în condițiile în care tu pe tratat ai statul de drept? Oamenii care conduc astăzi sunt mai needucați decât oricând altcândva. Ăștia mai înțeleg ceva, nu știu nimic. Sunt avioane. Nu știu cum îi cheamă. Sunt avioane. Let's flip the coin. Știu. 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 Oh. Descoperă forța binefăcătoare a plantelor cu Dacia Plant. Floarea de colț, care mai este numită floarea reginei sau floarea de piatră, face parte din familia Asteraceae. Floarea alpină iconică a fost asociată cu romantismul alpin, pentru că aceasta crește la înălțimi de 1800 până la 3000 de metri. Originară din Asia Centrală și de Est, aceasta mai poate fi găsită în munții Alpi, Carpați, dar și în unele regiuni ale Europei de Est. O legendă din zona munților Alpi spune că floarea de colț s-ar fi născut în paradis, dintr-un fulg de lână căzut pe pământ, atunci când Fecioara Maria ar fi adormit în timp ce torcea. Fulgul de lână ar fi ajuns pe vârful unui munte, unde s-a transformat în frumoasa floare de colț. Se mai spune că florile de colț ar fi răsărit din lacrimile unei crăiese, care își plângea iubitul ucis din gelozie de către un servitor. Floarea de colț este asociată cu puritatea, curajul și iubirea adevărată. Se mai povestește despre un tânăr care urca pe munți să culeagă ierburi și să vâneze marmote, dar tânărul nu s-a mai întors și soția lui a plecat în căutarea lui. Soția și-a găsit iubitul înghețat și, cum nu putea să se apropie de el, s-a pus pe plâns și l-a rugat pe Dumnezeu să-i dea permisiunea de a rămâne acolo, lângă el, pentru totdeauna. Așa a fost transformată în floarea de colț. Floarea împăraților și a regilor a mai fost asociată cu steaua care i-a călăuzit pe cei trei magi spre locul nașterii lui Iisus Hristos.
Aceasta a stat o clipă deasupra Betleemului, iar după a decis să se odihnească în munții Buceci. Când a căzut din cer, aceasta s-a desfăcut pe stânci în mii de bucăți. Așa s-au născut florile de colț, protejate încă din 1933 la noi în țară. În culturile alpine, floarea este considerată un simbol al inaccesibilității, iar culegerea ei a fost privită ca un act de curaj și devoțiune. Spiritul neînvins al florii de colț a fost asociat cu identitatea națională a Austriei și Elveției, un simbol al tradițiilor montane. Descoperă forța binefăcătoare a plantelor cu Dacia Plant. Banii muncesc pentru tine. România câștigă procesul în dosarul Roșia Montană. Și mă îndoiesc că opinia publică va accepta exploatări de tipul Roșia Montană sau orice altceva. Banii nu dor. All time high pentru Bitcoin. Știm foarte bine că dă inclusiv direcția pentru sfera de investiții. Află ce să faci. I'm in told I'm too young. By the way, they're going to let me on ascended elevators for vote sometime. Ca să-i faci. Mărțișor, ucidioată, mei afaceri de peste 40 de milioane de euro. Fake it till you make it. De la nutrienți pentru vaci până la stimulente pentru creier. Ce câștigați? O zi profitabilă. Ciolacu și Ciucă s-au înțeles. După ore bune de discuții, coaliția de guvernare a decis luni seară că medicul Cătălin Cârstoiu este candidatul comun pentru primăria capitalei. Marc Rutte este o alegere greșită pentru NATO, Klaus Iohannis este cea corectă, arată un articol scris în The Telegraph de românul Gabriel Elefteriu. Nota 5 este noul 7 în strategia Ministerului Educației de a controla școlile după simularea evaluării naționale. Scoateți hainele de iarnă, astăzi vremea este rece, cu maxime cuprinse între 4 și 8 grade Celsius, în capitală vor fi 7 grade Celsius, vânt și ploi trecătoare. Elon Musk neagă într-un interviu consumul excesiv de droguri, însă recunoaște că folosește chetamină, iar asta este în interesul investitorilor companiilor sale, spune el. Personalul NATO se află deja în Ucraina pentru controlul armelor, pregătire militară și culegere de informații, dar nu în roluri de luptă, scrie El País. Numărul 3 al Hamas a fost ucis în timpul unei operațiuni israeliene săptămâna trecută, confirmă Casa Albă. Un psiholog dezvăluie 4 semne subtile care arată că ai OCD, analizezi profund gândurile, cauți multă liniște, finalizarea task-urilor durează mai mult, iar relația ta este afectată. Tu ai făcut vreodată detox de la bărbați? Ei bine, Boy Sober este noul trend promovat de generația Z pe TikTok, fără aplicații de dating, fără date-uri, fără foști și fără vreo situație amoroasă. Și de la detox la excese, un mega fan Dune a văzut filmul de peste 200 de ori și a memorat scenariul. Americanul a văzut Dune partea a doua de 18 ori până acum. Banii muncesc pentru tine. România câștigă procesul în dosarul Roșia Montană. Și mă îndoiesc că opinia publică va accepta exploatări de tipul Roșia Montană sau orice altceva. Banii nu dor. All time high pentru Bitcoin. Știm foarte bine că dă inclusiv direcția pentru sfera de investiții. Află ce să faci. I'm in told I'm too young. By the way, they're going to let me on ascended elevators for vote sometime. Ca să-i faci. Mărțișor, ucidioată, mei afaceri de peste 40 de milioane de euro. Fake it till you make it. De la nutrienți pentru vaci până la stimulente pentru creier. Ce câștigați? O zi profitabilă. După luni de negocieri politice, în toate formulele și schimbări de ultimă oră, liderii celor două partide aflate la guvernare, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, au un candidat comun pentru primăria capitalei. Din toate informațiile de până acum, acesta este Cătălin Cârstoiu, managerul Spitalului Universitar din București. De cealaltă parte, și opoziția trece astăzi printr-un test de foc, Alianța Dreapta Unită trebuie să primească primul semn de la judecători dacă poate sau nu candida împreună în alegeri. Dar despre toate aceste mutări de pe scena politică știe mai multe colega mea, Sorina Matei.
cele mai mari partide din România cu cei mai mulți membri, are membri, dar n-are oameni. Pentru că vedem că aleargă spre aceste candidaturi independente. Cred că domnul Cristoiu ar fi vrut mai mult să fie candidat decât cele două partide. PSD are această problemă cu Gabriela Vrânceanu Firea. Ciolacu nu vrea candidat pe Gabriela Vrânceanu Firea și dorește orice altă variantă, chiar și una perdantă, ceea ce va genera probleme în partid, pentru că Gabi Firea îl are în spate pe secretarul general PSD pe Paul Stănescu. Poate Firea să fie chiar și candidat independent, se poate autosuspenda din Partidul Social Democrat, pentru că ea are acest bazin electoral. Domnul Cârstoiu a cochetat așa puțin cu politica, de exemplu tatăl domnului Cârstoiu a fost membru FSN, FDSN, în vechiul Partid Democrat, condus la acea vreme de Petre Roman, de exemplu, a avut chiar și două mandate. Vom vedea dacă va face echipă cu celălalt candidat, arhitectul Tiberiu Florescu, mereu îi uit numele, nici el nu are o notorietate foarte mare, dar cumva se caută niște tehnocrași, niște independenți, niște oameni apolitici care să fie unul să fie bun pe administrație, altul să fie, de exemplu, bun pe urbanism, că de asta au ales un arhitect. Vom vedea dacă asta va fi soluția câștigătoare, oricum va fi o luptă foarte dură, pentru că Nicu Șordan are baza lui electorală, are prima șansă fiind candidatul, fiind primarul în funcție, vine din spate, așa cum a spus Rareș Bogdan, meteoritul Cristian Popescu Piedone. Liderii unora dintre cele mai importante companii listate la Bursa de la București, împreună cu brokeri, fonduri de investiții și autoritățile relevante, au dezbătut împreună cu jurnaliștii ZF evoluția pieței de capital din România și perspectivele din 2024 la ZF Capital Markets 2024. Concluzii: piața de capital de la București a avut un an 2023 foarte bun, susținut de listarea record a Hidroelectrica, de creșterea puternică a capitalizării bursiere și de numărul de investitori care a ajuns la maxim istoric. Cum văd actorii pieței de capital Bursa Românească în 2024, știe Răzvan Bote, editor la Ziarul Financiar. Capital Markets este unul dintre cele mai importante evenimente dedicate pieței de capital din România, probabil cel mai așteptat eveniment din România. Au fost foarte mulți speakeri, de fapt a fost toată lumea care contează în zona de Bursa de Valori București, a fost acolo. Îți spun câteva declarații ale speakerilor principale. Adrian Tănase, directorul general al Bursei de Valori București, spune că operaționalizarea contrapărții centrale este complet fezabilă în a doua parte a anului 2024. Să avem contrapartea autorizată și piețele de derivate funcționale. Este un lucru pe care investitorii de la bursă îl așteaptă de ceva timp, să se poată tranzacționa aceste derivate. Și Adrian Tănase spune că se va putea tranzacționa încă de anul acesta futures, single stock futures, index futures pe indicele BET și energy futures. Așteptăm sigur și alte derivate, dar este un pas înainte. PSD și PNL s-au înțeles. După mai multe ore de discuții, coaliția de guvernare a decis luni seară că medicul Cătălin Cârstoiu este candidatul PSD-PNL pentru primăria capitalei. Chiar dacă acesta a fost propus și agreat de conducerile ambelor formațiuni, au apărut și primii contestatari. Sunt lideri liberali care cred că medicul nu este un independent, ci un apropiat al PSD. De asemenea, coaliția a decis să fie candidați comuni și la sectoare, la Consiliul General și la consiliile locale, spun surse politice. Potrivit acestora, PSD ar urma să dea candidați pentru sectoarele 1 și 5, în timp ce PNL va da candidat la sectorul 2. La sectoarele 3, 4 și 6, coaliția îi susține pe actualii primari în funcție, respectiv Robert Negoiță, Daniel Băluță și Ciprian Ciucu. Cheltuielile cu salariile bugetarilor în ianuarie sunt duble față de ce a bugetat guvernul, deși ele trebuiau să crească cu numai 11% în 2024. În prima lună din an, cheltuielile de personal au un plus de 21%, scrie Ziarul Financiar. Și Simona Halep, care a acceptat un wildcard la Miami Open după ce interdicția de 4 ani a fost redusă la 9 luni de către Instanța Supremă pentru Sportul Mondial, o va înfrunta astăzi, numai devreme de ora 22, pe Paula Badosa.
Pentru Halep, confruntarea cu spaniola Abadosa va marca primul său meci de la US Open 2022, mai exact după 569 de zile. Primul oraș NATO din lume se construiește în România, începem construcția celei mai mari baze NATO din Europa de Est. Noua bază va fi tot la Mihail Cogălnicianu și va costa peste 2,5 miliarde de euro. Baza va găzdui 10.000 de militari, va avea platforme pentru armament, piste, hangare pentru avioanele militare, dar și școli, grădinițe, magazine și chiar un spital. Proiectul va fi gata în aproximativ 20 de ani. Mai multe au dezbătut colegii mei la Știu. E clar un mesaj anti-Putin, faptul că aici, în România, la Mihail Cogălnicianu, se va construi acest anti-Putin, oraș. Anti-Putin? Dar unde crezi tu că să fie Putin peste 20 de ani? Așa mi-ai spus, că atunci sper că, sper că nu la graniță și sper că nu mai departe de granița Ucrainei. Le rușilor baza aceasta. Asta nu înseamnă că noi timp de 20 de ani stăm cu mâna în sân. Noi, când dar zic noi, faci? Stăm Uniunea Europeană și NATO. Ce facem? Păi chiar îl citeam astăzi pe președintele Comisiei Europene, pe Charles Michel, care spunea la ce nivel a ajuns Uniunea Europeană cu producția de armament. Undeva la peste 50% din producția, a crescut producția de armament în Europa cu în Uniunea Europeană cu 50%. La fel, anul acesta, din anul acesta începând, vom produce 2 milioane de obuze pe an. La fel, se forțează foarte mult să ajungem mai multe țări, că anul trecut am fost 11 țări care au fost 11 țări care au dat 2% din PIB pentru apărare. În anul ăsta, în 2024, se estimează că ar fi până la 18%, pentru că da, grija este că Rusia investește 6% din PIB pentru apărare și sunt atât timp cât sunt angajamente, atât timp cât sunt promisiuni, atât timp cât este dorință să o ajuți în continuare pe Ucraina, că chiar el astăzi a spus: Putin, dacă câștigă în Ucraina, nu se va mulțumi cu Ucraina. De asta Uniunea Europeană și NATO trebuie să reacționeze și să livreze arme în continuare către Ucraina. Și chiar profiturile pe care le face Uniunea Europeană și le face și NATO în urma acelor active rusești blocate ar trebui să fie investite în armament pentru Ucraina. Dezbinarea Occidentului i-a dat curaj lui Putin să continue ofensiva în Ucraina, iar luni Kremlinul a confirmat intenția Rusiei de a crea o zonă tampon în Ucraina. Cu toate acestea, vestul încă poate salva Ucraina dacă își unește forțele, se arată într-o analiză a Financial Times. Rusia are o armată prost echipată și motivată și o economie fragilă. Vine cu detalii Florin Jipa, editor șef la Monitorul Apărării și Securității. Europa trebuie să se trezească și am văzut că s-a trezit, cum ai prezentat mai devreme și colegii noștri de aseară, spuneau că Uniunea Europeană începe să se înarmeze. De altfel, președintele Consiliului European, Charles Michel, chiar a spus că dacă Europa vrea să existe în pace, trebuie să se pregătească de război. Toate țările și-au crescut cheltuielile militare, își refac stocurile, ajută Ucraina. Am văzut că liderii europeni și în special Macron, dar și Scholz, dar și ceilalți, inclusiv în România, încep să miște. Să nu uităm totuși că, îți dau exemplul României, în octombrie Finlanda ne cerea să ajutăm prin instruirea 50 de militari ucraineni pe nave rapide de asalt. 3 luni au trebuit lui președintele Iohannis să trimită această solicitare către Parlament, să informeze Parlamentul așa cum îi cere legea. Însă acest lucru s-a produs la începutul acestui an, când știam că ajutorul american nu va mai sosi în Ucraina, deci era clar că România trebuie să facă ceva și cred că România va face mult mai multe pentru a ajuta Ucraina, ca sudul Ucrainei să nu cadă sub stăpânirea rusească, iar România să nu aibă graniță cu Rusia, așa cum își dorește Putin în acest moment. Volodymyr Zelensky mulțumește Uniunii Europene și tuturor statelor membre pentru crearea unui nou fond de asistență pentru Ucraina. Cele 5 miliarde de euro vor fi utilizate pentru a sprijini eforturile Ucrainei de apărare în acest an. Președintele ucrainean speră că acest fond să devină parte a unui acord general de securitate între Ucraina și Uniunea Europeană. Coreea de Nord și-a găsit un nou lider. Kim Jong-un a hotărât ca după el, la conducerea țării, să vină fiica lui, Juak.
Ea a apărut pentru prima dată în public acum 2 ani, când s-a afișat cu tatăl său la lansarea unei rachete balistice. Elon Musk recunoaște că ia chetamină împotriva depresiei. Musk spune că utilizarea prescrisă a chetaminei ameliorează perioadele de dispoziție scăzută și este în interesul investitorilor din Tesla și ale celorlalte companii pe care le conduce, scrie Bloomberg. Fondatorul Tesla, care este cunoscut pentru comportamentul său deseori surprinzător, s-a confruntat cu un control în urma unor rapoarte recente despre presupusul său consum de droguri și impactul potențial asupra companiilor sale. Anul ăsta Apple vrea să mai lanseze o versiune a căștilor wireless AirPods, o pereche de căști aflate între AirPods și AirPods Pro, atât la preț cât și la specificații. Noile căști vor avea noise cancelling, la fel cum au variantele Pro. De ce iubim apa micelară Garnier? Banii muncesc pentru tine. Vrem taxe mici ca să nu le plătim. Problema asta a evaziunii afectează numai veniturile bugetare, dar și contribuabilii corecți. Banii nu dor. Sam Bankman-Fried așteaptă decizia pentru cele 8 capete de acuzare. Judecătorul a considerat dreptul la liberă exprimare cum înseamnă să încerce să influențeze marturii. Află ce să faci. Roșu pe piața cripto. Încă suntem într-o sferă bullish. Nu s-a inversat nimic în trendul ascendent. Ca să-i faci. Inflația din zona euro scade la 5,3%. Bet scade cu 1,15%. Prețurile alimentelor de bază încetinesc. Indicele francez CAC 40 se îndreaptă către un nou maxim istoric. Grecii de la PPC reiau NL România. Ce câștigați? Noi oportunități de câștig. Direcția Națională Anticorupție a fost concepută ca un astfel de mecanism de a combate corupția la nivel înalt. Ca Direcția Națională Anticorupție trebuie să rămânem în zona de premium a investigațiilor. Ei nu fură banii ăștia, să înțelegi. Așa s-au dat legile. Cine mai spune, domnul Ciolacu? Domnule, nu funcționează nimic în țara asta. Pe cum să spui așa ceva în condițiile în care tu pe tratat ai statul de drept? Oamenii care conduc astăzi sunt mai needucați decât oricând altcândva. Ăștia mai înțeleg ceva, nu știu sunt nimic. Sunt avioane. Nu știu cum îi cheamă. Sunt avioane. Let's flip the coin. PSD și PNL și-au împărțit luni candidaturile comune la primăriile de sector din capitală. PSD ar urma să dea candidați pentru sectoarele 1 și 5, iar PNL va da candidat la sectorul 2. La sectorul 5, candidatul lui Ciolacu ar urma să fie Rareș Hopincă. În Alta Curte de Casație și Justiție ia astăzi o decizie cu privire la apelul Alianței Dreapta Unită. Judecătorii trebuie să hotărască dacă PMP, USR și Forța Dreptei pot candida împreună. Marc Rutte este o alegere greșită pentru NATO, Klaus Iohannis este cea corectă, arată un articol scris în The Telegraph de românul Gabriel Elefteriu. Simona Halep joacă diseară cu Paula Badosa în primul tur la Miami Open. Simona nu a mai jucat un meci oficial în circuitul profesionist de 569 de zile. Elon Musk neagă într-un interviu consumul excesiv de droguri, însă recunoaște că folosește chetamină, iar asta este în interesul investitorilor companiilor sale, spune el.
Nvidia concurează cu OpenAI, construiește roboți umanoizi dotați cu inteligență artificială generativă. Iar vedeta americană de filme pentru adulți, Stormy Daniels, povestește în documentarul Stormy versiunea sa asupra presupusei aventuri cu Trump. A fost publicat ghidul Michelin 2024, restaurantul Le Gabriel, situat într-un hotel de 5 stele cu vedere spre grădinile Champs-Élysées, a primit 3 stele. Timothée Chalamet a fost surprins la filmările A Complete Unknown pe străzile din New York în rolul celebrului cântăresc Bob Dylan. Iar artistul Banksy confirmă că el este autorul unei mari picturi murale reprezentând un copac care a apărut în nordul Londrei în weekend. Ai fost de acord că cei pe care i-ai mandatat să-ți reprezinte puterea în localitatea și județul tău o exercită în beneficiul cercului lor de interese. Listele de susținători pentru alegerile locale și județene trebuie desființate. Listele de candidați să fie propuse de cetățeni, partide politice și de orice organizație non-profit. Ești de acord ca partidele să nu mai fie finanțate din bugetul public? Știu pe ce lume trăiesc. Știu pe ce lume trăiești. Știu. Mașinile hibride sau chiar cele full electrice reprezintă o opțiune atractivă pentru mulți cumpărători datorită eficienței lor de combustibil și a emisiilor reduse. Însă, te-ai gândit dacă acum este momentul potrivit să treci la o mașină electrică? Expertul CNET în tehnologie auto, Brian Cooley, spune la încercare inteligența artificială pentru a afla răspunsul la întrebare. It's a compelling time to consider an EV in February 2024, but not necessarily a slam dunk. Pros: prices dropping. New and used EVs have seen discounts and price decreases. Incentives rising. Federal tax credits remain, and some dealers offer additional deals. În România, în primele 11 luni ale anului 2023, vânzările de mașini electrice au crescut cu peste 50% față de aceeași perioadă a lui 2022. Expertul CNET rămâne însă sceptic în fața sfaturilor date de chatbotul Google Gemini. Când vine vorba de prețul unei mașini electrice, trebuie să fii atent la mai multe aspecte. I think Gemini is missing the big picture I talked about, the total cost of ownership. You got to put a lot more factors in before you decide if an EV is more expensive than not, because we're talking about the cost of driving, not just the cost of buying a car. That's the bottom line for your budget. Rămânem la EV și au priză la mașinile electrice, dar nu au avut noroc de stații de încărcare. Tocmai de aia, brașovenilor le-a venit o idee genială să le încarce direct la stâlp. Primăria din Brașov vrea să pună 3 stații de încărcare pentru mașini legate la stâlp de iluminat din oraș. Banii pentru proiectul Simple Charge vin de la Uniunea Europeană, iar șoferii pot să-și încarce mașinile fără să plătească 6 luni cât stațiile vor fi în teste. Mai mult au dezbătut colegii mei la Știu. Cum adică testă? Ce n-ar putea să funcționeze la aceste stații de încărcare, la stâlpii ăștia de iluminat? Având în vedere să nevoie... Să nu intre prea mulți în stâlp, știi? Având în vedere... Iau curent gratis, pam! Nevoia atât de mare de a avea stații de încărcare, pentru că, într-adevăr, dacă acum oamenii nu mai cumpără la fel cum a fost boom-ul ăla la un moment dat cu mașini electrice, a mai stagnat așa vânzarea de mașini electrice... Tot oamenii au cumpărat mașini electrice și au nevoie. În ciuda autorităților, aș putea. Gândește-te că sunt 300.000 de locuitori în Brașov, dintre care o mare parte dintre ei au mașini electrice. Asta o dată. Știi cam câți? 700. Stai, că am văzut eu. Nu 700. Nu-i pune și pe aia cu hibrid și cu plug-in. De ce să nu-i pun și pe aia cu hibrid? Bine, că și ei contează. Sunt 4.000. Sunt, exact, 4.000. Bun. Și mai vin și turiști. E plin de turiști cu mașini electrice. Cum ajungi? Uite, din hai să facem un exercițiu, da? Pleacă tu din București, vineri, pe DN1, cu mașina electrică. Dacă ajungi până la Brașov cu un plin electric, eu te felicit. Dar stai, de ce să plec din București la Brașov? Din localitățile din apropiere. Mai sunt oameni și prin Sinaia care stau și prin Bușteni și prin Predeal. În satul Cristian e plin de mașini. Mai Alex, ideea este că cei 3 stâlpi sunt insuficienți pentru că cu toții știm că avem nevoie maximă de mai multe stații de încărcare.
ideea este bună, am zis genială, poate că am exagerat cu genială asta, dar este bună. Însă trei stâlpi, mai bine nu mai fac, adică nimic, mai bine nimic, pentru că e un po, știi ce, dacă, o glumă. Dacă puneau și niște panouri din astea fotovoltaice pe stâlpi ca să se încarce automat, moca, da, era perfect. În Alta Curte de Casație și Justiție a amânat judecarea contestației depuse de Alianța Dreapta Unită împotriva deciziei BEC de a respinge constituirea alianței. Așteptăm o decizie la ora 14. Consiliul Național al Elevilor ia apărarea BAC-ului după ce săptămâna trecută Asociația Elevilor din Constanța a cerut desființarea examenului. Dezbatem la știrile. Iar un psiholog răstoarnă mitul dependenței de telefon, provoacă sau nu dependență, afli la știrile. Ești părinte sau ai un copil în familie? Ei bine, aceasta este ziua în care te poți apropia de ei. Alege cartea ta preferată și citește-le copiilor timp de 20 de minute. Pune-le întrebări mai târziu pentru a le stârni imaginația. Astăzi este International Read to Me Day. Cât de bine ne face cititul sau dacă reduce stresul, așa cum spun studiile, aflăm de la colega mea, Teona Gherasim, editor Alef News. Bună, Teona! Bună, Andreea! Teona, de ce iubim să citim? Pentru tot ce ne oferă lectura dintotdeauna, Andreea, pentru beneficii, pentru că într-adevăr reduce stresul și mai mult decât atât îi încurajează pe adulți să-și facă mai mult timp alături de cei mici pentru a le citi cărți, fie de povești, fie cărți pe care le cumpără și sunt acum inventate. Acest lucru este important, deoarece atunci când citești cu voce tare pentru copii, are de fapt un impact asupra ratei de alfabetizare, exact cum am spus. Iar asta pentru că mesajul din spatele oricăror povești sunt cruciale și ajută la răspândirea ideii de a educa copiii de la o vârstă foarte mică. De asemenea, întărește mult legăturile dintre părinți și copii. Imaginați-vă că îi citiți copilului zilnic, fie că vorbim de 10 minute sau o oră pe zi, dar fără să ne distragem atenția către lumea exterioară. Această activitate îi ajută cu adevărat să-și dezvolte imaginația, cunoștințele și capacitatea de a citi chiar înainte de a se înscrie la școală, iar astfel interesul lor pentru educație va fi sporit. Dacă vrem să trăim într-o lume educată, lectura este un prim pas și da, iubim ziua aceasta pentru că ne place o lume inteligentă și fericită. Mulțumesc pentru aceste sfaturi pentru părinți, Teona. E alertă culturală, Getty Museum îți pune la dispoziție o comoară digitală. Poți descărca gratuit peste 88.000 de fotografii cu opere de artă consacrate. Ai libertate totală să le utilizezi, inclusiv în scopuri comerciale, fără restricții legale. Imaginile includ lucrări de la artiști renumiți, precum Michelangelo, Van Gogh, Rembrandt și Klimt. Îți planifici o vacanță de lux? Ce zici să încerci noul trend? Îți vorbesc despre vile și bungalouri suspendate deasupra apei. Peste 7.000 de astfel de locuințe te așteaptă în destinații exotice din întreaga lume. Printre cele mai căutate locații de acest fel se numără Cambodgia, Maldive, Polinezia franceză și Tanzania. Prețul? În Maldive, de exemplu, un resort pentru întreaga familie costă $8.924. Iar Ed Sheeran a cântat în Punjabi în timpul concertului său din Mumbai. În timpul spectacolului de sâmbătă seară, superstarul englez l-a invitat pe artistul indian Digit Dozanshan să cânte alături de el pe scenă. Cei prezenți au fost în extaz când duo-ul a început să cânte piesa de succes a lui Dozansh. Journey, what I need, 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 what I need,
cine a zis de croaziere că sunt doar pentru vâznici? Agențiile de turism se bat în oferte care mai de care mai interesante sau mai ciudate. Îți plac pisicile? Atunci Miau Miau Cruise este pentru tine. Nu vrei să porți nimic în vacanță? Atunci încearcă croaziera Berne Sisitiz. Mai multe despre acest subiect știe Ștefania Angel, editor Alef News. Bună, Ștefania! Bună, Andreea! Ce croaziere outstanding ne recomanzi? Uite că tot ai menționat de croaziera Miau Miau pentru iubitorii de pisici. Ei bine, nu. Pisicile nu sunt primite la bord, dar în rest totul are tematică felină. Prețurile pentru astfel de croazieră pornesc de la $1,550. Dacă nu-ți plac hainele, există un tip de croazieră care încurajează oaspeții să se dezbrace. Da, sună puțin cam ciudat, dar și aici sunt reguli. Lenjeria, fetișurile și bijuteriile genitale în exces sunt interzise și nici nu pot merge dezbrăcat la masă. Următoarea croazieră nud, denumită The Big Nude Boat, va pleca în februarie 2025 din Miami către Mexic. Biletele încep aici la $2,000 de persoană. Uite, croaziera disco vine cu petreceri tematice, peste 40 de spectacole live, interacțiune cu vedetele, iar Cool and the Gang sunt cap de afiș. Următoarea călătorie este o călătorie dus întors din Miami către Mexic, cu plecarea în februarie. Prețurile aici variază de la $1,799 până la $8,099. Croaziera Desire îți oferă un mod senzual de a naviga alături de partenerul tău. Caracteristicile includ nopți tematice provocatoare într-un club de noapte seducător, săli de jocuri private, mese gourmet și un pachet de băuturi exclusiviste. Grăbește-te pentru că următoarea călătorie este în mai anul acesta, navigând de la Barcelona la Roma. Dacă ești tricky, nu poți rata croaziera Star Trek, vei fi servit de extraterestri, iar la masă te întâlnești față în față cu actorii din serial. Croazierea pleacă în 2025 pentru o călătorie de 7 zile în Caraibe. Prețurile aici variază de la $2,100 și pot ajunge până la $10,200. Interne pe scurt acum, PSD și PNL s-au înțeles. După mai multe ore de discuții, coaliția de guvernare a decis luni seară că medicul Cătălin Cârstoiu este candidatul PSD-PNL pentru primăria Capitalei. Chiar dacă acesta a fost propus și agreat de conducerile ambelor formațiuni, au apărut și primii contestatari. Sunt lideri liberali care cred că medicul nu este un independent, ci un apropiat al PSD. De asemenea, coaliția a decis să fie candidați comuni și la sectoare, la Consiliul General și la consiliile locale, spun surse politice. Potrivit acestora, PSD ar urma să dea candidați pentru sectoarele 1 și 5, în timp ce PNL va da candidat la sectorul 2. La sectoarele 3, 4 și 6, coaliția îi susține pe actualii primari în funcție, respectiv Robert Negoiță, Daniel Băluță și Ciprian Ciucu. Cheltuielile cu salariile bugetarilor în ianuarie sunt duble față de ce a bugetat guvernul. Deși ele trebuiau să crească cu numai 11% în 2024, în prima lună din an, cheltuielile de personal au un plus de 21%, scrie Ziarul Financiar. Și Simona Halep, care a acceptat un wildcard la Miami Open după ce interdicția de 4 ani a fost redusă la 9 luni de către Instanța Supremă pentru Sportul Mondial, o va înfrunta astăzi, numai devreme de ora 22, pe Paula Badosa. Pentru Halep, confruntarea cu spaniola Badosa va marca primul său match de la US Open 2022, mai exact după 569 de zile.
România a încheiat anul 2023 cu o datorie publică, adică a statului, adică a noastră, de 728 de miliarde de lei, în creștere cu 17%. Guvernele Ciucă și Ciolacu au crescut datoria publică cu 116 miliarde de lei, adică peste 23 de miliarde de euro doar într-un singur an. În 2009, în plină criză financiară și economică, România s-a împrumutat de urgență cu 20 de miliarde de euro de la Femei și Banca Mondială și a fost un imens scandal, Băsescu și Boc fiind inamicii publici numărul 1. Acum, când s-a adăugat la datoria publică peste 23 de miliarde de euro doar într-un singur an, nu s-a întâmplat nimic. Toată lumea a dat de băut și a plecat în vacanță peste hotare. În ultimii 4 ani, toate guvernele care au trecut pe la Palatul Victoria, Orban, Câțu, Ciucă și Ciolacu, plus miniștrii lor de finanțe, au dublat datoria publică, că doar nu s-au împrumutat ei în nume personal. Este adevărat că România, ca aceste guverne, au avut nevoie pentru a trece criza COVID, pentru a înfrunta războiul din Ucraina, pentru a depăși creșterea inflației și explozia prețurilor la energie. Dar, din păcate, nu există un plan realist pentru a controla creșterea acestei datorii publice, iar în același rit nu vom mai trece mult și ne vom izbi de un zid. Anul acesta, guvernul Ciolacu și-a programat să mai adauge încă 80 de miliarde de lei la datoria publică pentru a finanța creșterea deficitului bugetar, pe care nu poate să-l controleze și nici să-l reducă. Problema este că datoria publică a ajuns să crească mai repede decât creșterea PIB. Anul trecut, PIB-ul a crescut cu numai 2,1%, iar datoria publică cu 17%. Încă 2 ani, ca anul trecut și ca acest an, din punct de vedere al dezmățului bugetar, și intrăm pe linia roșie a băncilor și investitorilor străini, care finanțează acum această creștere a datoriei publice. Să vedem dacă vor mai finanța și atunci. Mesaj de informare a publicului. Protejează-ți copilul împotriva rujeolei. Vaccinează-l gratuit la medicul de familie. Rujeola sau pojarul este o boală infecțioasă contagioasă care poate produce complicații sau chiar decese. Unul din 4 cazuri necesită internare în spital. Mesaj de informare a publicului. Ciolacu și Ciucă s-au înțeles. După ore de discuții, coaliția de guvernare a decis luni seară că medicul Cătălin Cârstoiu este candidatul comun pentru primăria capitalei. Mark Rutte este o alegere greșită pentru NATO, Klaus Iohannis este cea corectă, arată un articol scris în The Telegraph de românul Gabriele Lefteriu. Iar nota 5 este noul 7 în strategia Ministerului Educației de a controla școlile după simularea evaluării naționale. Și scoateți hainele de iarnă. Astăzi vremea este rece, cu maxime cuprinse între 4 și 8 grade Celsius. În capitală vor fi 7 grade Celsius, vânt și ploi trecătoare. Elon Musk neagă într-un interviu consumul excesiv de droguri, însă recunoaște că folosește ketamină, iar asta este în interesul investitorilor companiilor sale, spune el. Personalul NATO se află deja în Ucraina pentru controlul armelor, pregătire militară și culegere de informații, dar nu în rolul de luptă, scrie El País. Numărul 3 al Hamas a fost ucis în timpul unei operațiuni israeliene săptămâna trecută, confirmă Casa Albă. Un psiholog dezvăluie 4 semne subtile care arată că ai OCD, analizezi profund gândurile, cauți multă liniște, finalizarea task-urilor durează mai mult, iar relația ta este afectată. Tu ai făcut vreodată detox de la bărbați? Boy Sober este noul trend promovat de generația Z pe TikTok, fără aplicații de dating, fără date-uri, fără foști și fără o situație amoroasă. Și de la detox la excese, un mega fan Dune a văzut filmul de peste 200 de ori și a memorat scenariul. Americanul a văzut Dune partea a doua de 18 ori până acum. Primul bloc operat. Direcția Națională Anticorupție a fost concepută ca un astfel de mecanism de a combate corupția la nivel înalt. Ca Direcția Națională Anticorupție trebuie să rămânem în zona de premium a investigațiilor. Ei nu fură banii ăștia, să înțelegi. Așa s-au dat legile. Cine mai spune, domnul Ciolacu? Domnule, nu funcționează nimic în țara asta. Pe cum să spui așa ceva în condițiile în care tu pe tratat ai statul de drept? Oamenii care conduc astăzi sunt mai needucați decât oricând altcândva. Ăștia mai înțeleg ceva, nu știu nimic. Sunt avioane. Nu știu cum îi cheamă. Sunt avioane. Let's flip the coin. Știu.
Știu. Știu. Știu. Știu. Mm-hmm. Ce spun. Dronele rusești lovesc din nou la un pas de granița cu România. Dar sunt doar niște jocuri de intimidare. E suficient doar din greșeală să ajungă o bombă pe teritoriul României. Știu. Publicistul Ion Cristoiu spune că Alianța Dreapta Unită va obține un verdict favorabil de la Înalta Curte și se va putea înscrie la alegerile europarlamentare din 9 iunie, după ce BEC i-a respins duminică cererea de înregistrare din cauza faptului că Eugen Tomac, semnatar al actului de constituire al Alianței, nu este înregistrat ca președinte al PMP în documentele oficiale ale partidului, ci Cristian Diaconescu. Liderii Alianței Dreapta Unită au contestat decizia BEC la Înalta Curte, iar astăzi este așteptat verdictul. Nu paria cu dumneavoastră că decizia va fi în favoarea lor. Și vă spun și de ce. Dacă dădea azi în favoarea lor, și va fi în favoarea lor, nu. E greu de presupus că ne putem permite să scoatem... Și nu văd de ce ar trebui. Între noi, nu știu ce în capul lui Ciolacu și ăla, dar nu e... De ce să-i scoți? Lasă pierde la alegeri. Astăzi s-a amânat pentru că PMP a zis că trebuie să mai facă rost de două dosare. Cred că ăstea vor fi pretextul pentru un alt acord. Adică pentru un alt acord să-l dea, nu-i costă nimic. Pentru că am... La BEC nu avea cum. Pentru că acolo trebuia să se ducă ăla. Nu poți să te duci la notar să spun, am de gând să vând casa asta și de-aia bunică-i. Unde să vină bunică? La Înalta Curte procesul e mai complex. Adică la Înalta Curte judecă nu numai pe formă. Și probabil vor dovedi, așa cred eu. Știri externe acum, Volodymyr Zelensky mulțumește Uniunii Europene și tuturor statelor membre pentru crearea unui fond de asistență pentru Ucraina. Cele 5 miliarde de euro vor fi utilizate pentru a sprijini eforturile Ucrainei de apărare în acest an. Președintele ucrainean speră că acest fond să devină parte a unui acord general de securitate între Ucraina și Uniunea Europeană. Iar Coreea de Nord și-a găsit un nou lider. Kim Jong-un a hotărât ca după el la conducerea țării să vină fiica lui, Ju-ak. Ea a apărut pentru prima dată în public acum 2 ani, când s-a afișat cu tatăl său la lansarea unei rachete balistice. Iar Elon Musk recunoaște că ia chetamină împotriva depresiei. Musk spune că utilizarea prescrisă a chetaminei ameliorează perioadele de dispoziție scăzută și este în interesul investitorilor din Tesla și ale celorlalte companii pe care le conduce, scrie Bloomberg. Fondatorul Tesla, care este cunoscut pentru comportamentul său deseori surprinzător, s-a confruntat cu un control în urma unor rapoarte recente despre presupusul său consum de droguri și impactul potențial asupra companiilor sale. Și anul acesta Apple vrea să mai lanseze o versiune a căștilor wireless AirPods, o pereche de căști aflate între AirPods și AirPods Pro, atât la preț cât și la specificații. Noile căști vor avea noise cancelling, la fel cum au variantele Pro. PSD și PNL s-au înțeles, după mai multe ore de discuții, coaliția de guvernare a decis luni seară că medicul Cătălin Cârstoiu este candidatul PSD-PNL pentru primăria Capitalei. Chiar dacă acesta a fost propus și agreat de conducerile ambelor formațiuni, au apărut și primii contestatari. Sunt lideri liberali care cred că medicul nu este independent, ci un apropiat al PSD.
De asemenea, coaliția a decis să fie candidați comuni și la sectoare, la Consiliul General și la consiliile locale, spun surse politice. Potrivit acestora, PSD ar urma să dea candidați pentru sectoarele 1 și 5, în timp ce PNL va da candidat la sectorul 2. La sectoarele 3, 4 și 6, coaliția îi susține pe actualii primari în funcție, respectiv Robert Negoiță, Daniel Băluță și Ciprian Ciucu. Iar cheltuielile cu salariile bugetarilor în ianuarie sunt duble față de ce a bugetat guvernul, deși ele trebuiau să crească cu numai 11% în 2024. În prima lună din an, cheltuielile de personal au un plus de 21%, scrie Ziarul Financiar. Și Simona Halep, care a acceptat un wildcard la Miami Open după ce interdicția de 4 ani a fost redusă la 9 luni de către Instanța Supremă pentru Sportul Mondial, o va înfrunta astăzi, numai devreme de ora 22, pe Paula Badosa. Pentru Halep, confruntarea cu spaniola Badosa va marca primul său meci de la US Open 2022, mai exact după 569 de zile. Programul de titluri de stat Fidelis va fi organizat anul acesta de 5 ori, cererea fiind foarte mare, declară Ștefan Nanu, director general Trezorerie, la conferința ZF Capital Market Summit 2024. Ștefan Nanu așteaptă de la zona de retail 20-25 de miliarde de lei în 2024 față de 21 de miliarde de lei în 2023. Contrapartea centrală ar putea deveni operațională în a doua parte a anului 2024, când apar primele instrumente de tip futures. Mai multe au dezbătut colegii mei la Alef Business. Ideea asta de 5 ori este a venit pentru că avem o cerere foarte mare, deci sunt investitori și foarte mulți oameni care ne scriu și vor Fidelis mai frecvent, să poată să cumpere mai de cursul anului mai des. Am agreat asta cu băncile, le mulțumim pentru faptul că au agreat să creștem frecvența. Am micșorat un pic perioadele de subscriere, pentru că oricum am observat că cele mai multe ordine veneau în partea a doua perioadelor. Să zicem că a dat așa un impuls dimensiunii de size și sperăm să vină mai multe companii, da? Iar contrapartea centrală sperăm să dea un impuls dimensiunii de adâncime, adică de lichiditate. Zic, operaționalizarea contrapartii centrale în a doua parte a anului ăsta este complet fezabilă. Da? Deci să avem piețele de derivate funcționale și deci contrapartea autorizată, piețele de derivate autorizate în a doua parte a anului acesta. Da? Cred că dacă rămânem la punctele astea pe care le-am desenat toți împreună jucătorii din piață cu OECD, cred că avem răspunsul la întrebarea ta și se referă la îmbunătățire condiții de listare, condiții pentru creșterea lichidității, piața de creștere pentru IMM și aici e o discuție lungă în jurul pieței Aero și a rolului pe care piața Aero îl joacă ca și pepinieră pentru piața principală a bursei. Mâine nu era suficient de devreme pentru mine. Să revizitezi miturile cu perspectiva de astăzi este deja o modă. Dar scriitoarea Jennifer Saint reușește să îți arate că și în momente în care totul pare spus, poate să găsească o perspectivă care nu ți este atât de cunoscută. În Atalanta ai ocazia să descoperi una dintre eroinele antichității de care auzi mai rar. Luptătoarea care a pornit alături de argonauți în căutarea lânii de aur își reia astfel rolul de protagonistă pe care mitologia îl refuzase. Parfumul greu al trandafirilor s-a risipit când am înaintat mai mult înăuntrul templului. Ce câștigă azi? Start pentru conferința GTC. Nvidia anunță cel mai puternic chip al său, Blackwell, cu ce noutăți mai vine și Banca Centrală a Japoniei pune capăt ultimului regim de dobânzi negative din lume. Ce presupune? Afli la ce câștigă azi. PSD și PNL și-au împărțit luni candidaturile comune la primăriile de sector din capitală. PSD ar urma să dea candidați pentru sectoarele 1 și 5, iar PNL va da candidat la sectorul 2. La sectorul 5, candidatul lui Ciolacu ar urma să fie Rareș Hopinca.
În alta curte ia astăzi o decizie cu privire la apelul Alianței Dreapta Unită. Judecătorii trebuie să hotărască dacă PMP, USR și Forța Dreptei pot candida împreună. Mark Rutte este o alegere greșită pentru NATO, Klaus Iohannis este cea corectă, arată un articol scris în The Telegraph de românul Gabriel Elefteriu. Simona Halep joacă diseară cu Paula Badosa în primul tur la Miami Open. Simona nu a mai jucat un meci oficial în circuitul profesionist de 569 de zile. Elon Musk neagă într-un interviu consumul excesiv de droguri, însă recunoaște că folosește chetamină, iar asta este în interesul investitorilor companiilor sale, spune el. Nvidia concurează cu OpenAI, construiește roboți umanoizi dotați cu inteligență artificială generativă. Vedeta americană de filme pentru adulți, Stormy Daniels, povestește în documentarul Stormy versiunea sa asupra presupusei aventuri cu Donald Trump. A fost publicat ghidul Michelin 2024, restaurantul Le Gabriel, situat într-un hotel de 5 stele cu vedere la grădinile Champs-Élysées, a primit 3 stele. Timothée Chalamet a fost surprins la filmările A Complete Unknown pe străzile din New York în rolul celebrului cântăreț Bob Dylan. Artistul Banksy confirmă că el este autorul unei mari picturi murale reprezentând un copac care a apărut în nordul Londrei în weekend. Cremele antirid chiar funcționează. Intimidare. E suficient doar din greșeală să ajungă o bombă pe teritoriul României. Știu ce te interesează. V-ați lăsat prea repede, lăsați afară din Schengen. România a pierdut în jur de 10 miliarde de euro din cauza faptului că am fost blocat. Știu cum să te fac curios. Spectatorii de la zoo au considerat că acest ursuleț e fake. Nu chiar așa e săracul urs, așa e rasa lui. Știu cum să te emoționezi. Dacă unii taie copacii, alții îi îmbrățișează în competiția de îmbrățișat copaci organizată în Scoția. Oamenii se simt foarte bine făcând asta, da? Le dă o energie foarte bună. Știu să convinc. Pensiile speciale, noul proiect de lege care ar fi trebuit să le reducă, a picat la CCR. Și de fapt o scriem cu picioarele, legea asta, ca să am facem... Am scris-o cu mâna, sigur. Clar nu de niște oameni competenți. Asta, legată cu deficitul bugetar, ne trage în jos. Știu să câștig. Facem un concurs de îmbrățișat? Știu, deci știi. Banii muncesc pentru tine. Vrem taxe mici ca să nu le plătim. Problema asta a evaziunii afectează numai veniturile bugetare, dar și contribuabilii corecți. Banii nu dor. Sam Bankman-Fried așteaptă decizia pentru cele 8 capete de acuzare. Judecătorul a considerat dreptul la liberă exprimare nu înseamnă să încerce să influențeze marturii. Află ce să faci. Roșu pe piața cripto. Încă suntem într-o sferă bullish. Nu s-a inversat nimic în trendul ascendent. Ca să-i faci. Inflația din zona euro scade la 5,3%. Bet scade cu 1,15%. Prețurile alimentelor de bază încetinesc. Indicele francez CAC 40 se îndreaptă către un nou maxim istoric. Grecii de la PPC reiau NL România. Ce câștigați? Noi oportunități de câștig. Ovariană este un proces din care rezultă maturizarea mai multor folicul ovariani. Rolul acesta este foarte important în tehnicile de reproducere umană asistată. Sana doctorul tău, zilnic, la Aleph News și pe alephnews.ro. Acest program vă este oferit de Sanador. Jack Bank încheie 2023 cu plus 35% în valoarea activelor nete până la 83,5 miliarde de lei. Banca devansează BRD și trece pe locul 3 în piață. Profit 515,8 milioane de lei, în creștere cu 15%. Indicele ROBOR la 3 luni folosit pentru calcularea dobânzilor variabile la creditele în lei scade la 6,07%. La începutul anului, indicele era la 6,21%. 7 milioane de turiști români s-au cazat în structurile hoteliere locale anul trecut, număr aproape de record și peste media din anii de dinaintea pandemiei, potrivit Colliers. Iar AstraZeneca dă 2 miliarde de dolari pentru Fusion Pharma, câte 21 de dolari pe acțiune. E a doua achiziție de săptămâna asta pentru companie. Săptămâna trecută cumpăra Amolipharma pentru 1,05 miliarde de dolari.
Start pentru conferința GTC de la Nvidia, care anunță cel mai puternic chip al său, Blackwell, un GPU de 1000 de miliarde de parametri. Scopul? Vrea să devină o companie cu platforme precum Microsoft și Apple, scrie CNBC. Blackwell poate rula un model de limbaj mare, AI generativ, și consumă de circa 25 de ori mai puțin cost și energie decât Hopper, vechiul model. Altă lansare, General Robotics 003, un model de bază pentru roboții umanoizi. La ultima ședință, acțiunile închid pe plus 0,70%. TerraPower, o companie fondată de Bill Gates, spune că vrea să construiască prima centrală nucleară de Next Generation din Statele Unite la vară. Compania și-a asigurat circa $1 miliard în finanțare privată și 2 miliarde de la Guvernul Statelor Unite, scrie Financial Times. Iar China acuză Evergrande de fraudă de $78 de miliarde, printre cele mai grave din toate timpurile. Compania ar fi umflat artificial veniturile în cei 2 ani de când au început tensiunile, potrivit autorităților din China. Amazon și FedEx vor să-și reînnoiască parteneriatul, scopul să limiteze costurile de returnare. Competiția e mai mare. Amazon a mai colaborat și cu UPS, Kohl's și Staples. Anul trecut, retailerii au pierdut $743 de miliarde la retururi, adică 14,5% din totalul vânzărilor de retail, scrie National Retail Federation. Iar Selena Gomez se gândește să-și vândă business-ul evaluat la $2 miliarde. Rare Beauty ar fi una dintre cele mai căutate ținte de fuziuni și achiziții, potrivit The Business of Fashion. Pe către un nou maxim istoric. Grecii de la PPC reiau NL România. Ce câștigați? Noi oportunități de câștig. Direcția Națională Anticorupție a fost concepută ca un astfel de mecanism de a combate corupția la nivel înalt. Ca Direcția Națională Anticorupție trebuie să rămânem în zona de premium a investigațiilor. Ei nu fură banii ăștia, să înțelegi. Așa s-au dat legile. Cine mai spune, domnul Ciolacu? Domnule, nu funcționează nimic în țara asta. Pe cum să spui așa ceva în condițiile în care tu pe tratat ai statul de drept? Oamenii care conduc astăzi sunt mai needucați decât oricând altcândva. Ăștia mai înțeleg ceva, nu știu nimic. Sunt avioane. Nu știu cum îi cheamă. Sunt avioane. Let's flip the coin. Știu. 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 Ce câștigați? Start pentru conferința GTC. Nvidia anunță cel mai puternic chip al său, Blackwell. Cu ce noutăți mai vine? Și Banca Centrală a Japoniei pune capăt ultimului regim de dobânzi negative din lume. Ce presupune? Afli la Ce câștigați. Descoperă forța binefăcătoare a plantelor cu Dacia Plant. Floarea de colț, care mai este numită floarea reginei sau floarea de piatră, face parte din familia Asteraceae. Floarea alpină iconică a fost asociată cu romantismul alpin, pentru că aceasta crește la înălțimi de 1800 până la 3000 de metri. Originară din Asia Centrală și de Est, aceasta mai poate fi găsită în munții Alpi, Carpați, dar și în unele regiuni ale Europei de Est. O legendă din zona munților Alpi spune că floarea de colț s-ar fi născut în paradis, dintr-un fulg de lână căzut pe pământ, atunci când Fecioara Maria ar fi adormit în timp ce torcea. Fulgul de lână ar fi ajuns pe vârful unui munte, unde s-a transformat în frumoasa floare de colț. Se mai spune că florile de colț ar fi răsărit din lacrimile unei crăiese, care își plângea iubitul ucis din gelozie de către un servitor.
Floarea de colț este asociată cu puritatea, curajul și iubirea adevărată. Se mai povestește despre un tânăr care urca pe munți să culeagă ierburi și să vâneze marmote. Dar tânărul nu s-a mai întors și soția lui a plecat în căutarea lui. Soția și-a găsit iubitul înghețat și cum nu putea să se apropie de el, s-a pus pe plâns și l-a rugat pe Dumnezeu să-i dea permisiunea de a rămâne acolo, lângă el, pentru totdeauna. Așa a fost transformată în floarea de colț. Floarea împăraților și a regilor a mai fost asociată cu steaua care i-a călăuzit pe cei trei magi spre locul nașterii lui Iisus Hristos. Aceasta a stat o clipă deasupra Betleemului, iar după a decis să se odihnească în munții Buceci. Când a căzut din cer, aceasta s-a desfăcut pe stânci în mii de bucăți. Așa s-au născut florile de colț, protejate încă din 1933 la noi în țară. În culturile alpine, floarea este considerată un simbol al inaccesibilității, iar culegerea ei a fost privită ca un act de curaj și devoțiune. Spiritul neînvins al florii de colț a fost asociat cu identitatea națională a Austriei și Elveției, un simbol al tradițiilor montane. Descoperă forța binefăcătoare a plantelor cu Dacia Plant. Ciolacu și Ciucă s-au înțeles. După ore de discuții, Coaliția de Guvernare a decis luni seară că medicul Cătălin Cârstoiu este candidatul comun pentru primăria capitalei. Mark Rutte este o alegere greșită pentru NATO. Klaus Iohannis este cea corectă, arată un articol scris în The Telegraph de românul Gabriele Lefteriu. Nota 5 este noul 7 în strategia Ministerului Educației de a controla școlile după simularea evaluării naționale. Scoateți hainele de iarnă, astăzi vremea este rece, cu maxime cuprinse între 4 și 8 grade Celsius, iar în capitală vor fi 7 grade Celsius, vânt și ploi trecătoare. Personalul NATO se află deja în Ucraina pentru controlul armelor, pregătire militară și culegere de informații, dar nu în roluri de luptă, scrie El País. Numărul 3 al Hamas a fost ucis în timpul unei operațiuni izraeliene săptămâna trecută, confirmă Casa Albă. Un psiholog dezvăluie 4 semne subtile care arată că ai OCD, analizezi profund gândurile, cauți multă liniște, finalizarea taskurilor durează mai mult, iar relația ta este afectată. Tu ai făcut vreodată detox de la bărbați? Voiceover este noul trend promovat de generația Z pe TikTok. Fără aplicații de dating, fără date-uri, fără foști și fără vreo situație amoroasă. Și de la detox la excese, un mega fan Dune a văzut filmul de peste 200 de ori și a memorat scenariul. Americanul a văzut Dune Part 2 de 18 ori până acum. Iar pilotul de Formula 1, Pierre Gasly, devine investitor în fotbal. El a anunțat că va deveni unul dintre acționarii clubului de Liga a 3-a din Franța, FC Versailles. Știu ce spun. Klaus Iohannis se vede deja în fruntea NATO. Intru în competiție pentru funcția de secretar general. Știu ce te interesează. Primăria din București are candidați, dar cine-i votează? Deci are balta pește? Pește, are dacă de am... fapt asta e. Uite? Miroase urât. Ce vrei să-i
insinuezi cu asta, da, Alex? Da, eu nimic. Știu cum să te fac curios. Mizeria aia de brățară tip scotch semnată Balenciaga. Am o surpriză pentru tine, o brățară superbă. Știu cum să te emoționezi. Akira Toriyama, creatorul Dragon Ball, a murit la 68 de ani după ce a suferit o hemoragie în apropierea creierului. Știu să conving. Bomba la premiile Oscar. John Cena a făcut senzație în pielea goală. A fost și asta foarte discutată. De ce toată lumea a râs? Dacă ar fi intrat o femeie goală, nu s-ar fi râs. Nu mai putut gândi la nimic altceva. Ce mai stau eu să mă gândesc că râdă ăla sau ce face? Știu să câștig. Știu, deci știi. După luni de negocieri politice, în toate formulele și schimbări de ultimă oră, liderii celor două partide aflate la guvernare, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, au un candidat comun pentru primăria capitalei. Din toate informațiile de până acum, acesta este Cătălin Cârstoiu, managerul Spitalului Universitar din București. De cealaltă parte, și opoziția trece astăzi printr-un test de foc. Alianța Dreapta Unită trebuie să primească primul semn de la judecători dacă poate sau nu candida împreună în alegeri. Dar despre toate aceste mutări de pe scena politică știe mai multe colega mea, Sorina Matei. Cele mai mari partide din România cu cei mai mulți membri, are membri, dar n-are oameni. Pentru că vedem că aleargă spre aceste candidaturi independente. Cred că domnul Cârstoiu ar fi vrut mai mult să fie candidat decât cele două partide. PSD are această problemă cu Gabriela Vrânceanu Firea. Ciolacu nu vrea candidat pe Gabriela Vrânceanu Firea și dorește orice altă variantă, chiar și una perdantă, ceea ce va genera probleme în partid, pentru că Gabi Firea îl are în spate pe secretarul general PSD, pe Paul Stănescu. Poate Firea să fie chiar și candidat independent, se poate autosuspenda din Partidul Social Democrat, pentru că ea are acest bazin electoral. Domnul Cârstoiu a cochetat așa puțin cu politica, de exemplu tatăl domnului Cârstoiu a fost membru FSN, FDSN, în vechiul Partid Democrat, condus la acea vreme de Petre Roman, de exemplu, a avut chiar și două mandate. Vom vedea dacă va face echipă cu celălalt candidat, arhitectul Tiberiu Florescu, mereu îi uit numele, nici el nu are o notorietate foarte mare, dar cumva se caută niște tehnocrași, niște independenți, niște oameni apolitici care să fie unul să fie bun pe administrație, altul să fie, de exemplu, bun pe urbanism, că de asta au ales un arhitect. Vom vedea dacă asta va fi soluția câștigătoare, oricum va fi o luptă foarte dură, pentru că Nicu Șordan are baza lui electorală, are prima șansă fiind candidatul, fiind primarul în funcție, vine din spate, așa cum a spus Rareș Bogdan, meteoritul Cristian Popescu Piedone. Liderii unora dintre cele mai importante companii listate la Bursa de la București, împreună cu brokeri, fonduri de investiții și autoritățile relevante, au dezbătut împreună cu jurnaliștii ZF evoluția pieței de capital din România și perspectivele din 2024 la ZF Capital Markets 2024. Concluzii: piața de capital de la București a avut un an 2023 foarte bun, susținut de listarea record a Hidroelectrica, de creșterea puternică a capitalizării bursiere și de numărul de investitori care a ajuns la maxim istoric. Cum văd actorii pieței de capital Bursa Românească în 2024, știe Răzvan Bote, editor la Ziarul Financiar. ZF Capital Markets este unul dintre cele mai importante evenimente dedicate pieței de capital din România, probabil cel mai așteptat eveniment din România. Au fost foarte mulți speakeri, de fapt a fost toată lumea care contează în zona de Bursa de Valori București, a fost acolo. Îți spun câteva declarații ale speakerilor principale. Adrian Tănase, directorul general al Bursei de Valori București, spune că operaționalizarea contrapărții centrale este complet fezabilă în a doua parte a anului 2024. Să avem contrapartea autorizată și piețele de derivate funcționale. Este un lucru pe care investitorii de la bursă îl așteaptă de ceva timp, să se poată tranzacționa aceste derivate. Adrian Tărea spune că se va putea tranzacționa încă de anul acesta futures, single stock futures, index futures pe indicele BET și energy futures. Așteptăm sigur și alte derivate, dar este un pas înainte.
PSD și PNL s-au înțeles. După mai multe ore de discuții, coaliția de guvernare a decis luni seară că medicul Cătălin Cârstoiu este candidatul PSD-PNL pentru primăria Capitalei. Chiar dacă acesta a fost propus și agreat de conducerile ambelor formațiuni, au apărut și primii contestatari. Sunt lideri liberali care cred că medicul nu este un independent, ci un apropiat al PSD. De asemenea, coaliția a decis să fie candidați comuni și la sectoare, la Consiliul General și la consiliile locale, spun surse politice. Potrivit acestora, PSD ar urma să dea candidați pentru sectoarele 1 și 5, în timp ce PNL va da candidat la sectorul 2. La sectoarele 3, 4 și 6, coaliția îi susține pe actualii primari în funcție, respectiv Robert Negoiță, Daniel Băluță și Ciprian Ciucu. Cheltuielile cu salariile bugetarilor în ianuarie sunt duble față de ce a bugetat guvernul, deși ele trebuiau să crească numai cu 11% în 2024. În prima lună din an, cheltuielile de personal au un plus de 21%, scrie Ziarul Financiar. Și Simona Halep, care a acceptat un wildcard la Miami Open după ce interdicția de 4 ani a fost redusă la 9 luni de către Instanța Supremă pentru Sportul Mondial, o va înfrunta astăzi, numai devreme de ora 22, pe Paula Badosa. Pentru Halep, confruntarea cu spaniola Badosa va marca primul său match de la US Open 2022, mai exact după 569 de zile. Parlamentul European cheamă în instanță Comisia Europeană pentru deblocarea parțială a fondurilor europene către Ungaria. Eurodeputații consideră că Ungaria nu a îndeplinit condițiile pentru a primi banii. Detalii aflăm de la colegul meu, Balazs Barabas, editor la RF News. Bună, Balazs! Balazs, este neobișnuit ca două instituții ale Uniunii Europene să intre în litigiu una cu alta. Ce i-a determinat pe eurodeputați să facă asta? Dacă ne amintim, în decembrie anul trecut a avut loc o ședință a Consiliului European în care trebuiau să se decidă părțile participante, țările membre ale Uniunii Europene, despre un ajutor substanțial acordat Ucrainei. Bineînțeles, Ungaria a fost singura care se opunea acestui ajutor, dar în ultima clipă Viktor Orban a ieșit de la ședință înaintea votului și astfel participanții, deci țările membre ale Uniunii, au putut vota și aproba acest ajutor. Ei bine, acum eurodeputații spun că a fost o înțelegere secretă între Comisia Europeană și Ungaria, înțelegere pe baza căreia, dacă Ungaria ar fi aprobat și a aprobat în cele din urmă acest ajutor pentru Ucraina, atunci Comisia va debloca peste 10 miliarde de euro din fonduri europene, fonduri blocate din cauza neîndeplinirii respectării principiilor statului de drept în Ungaria. Deci acest lucru îl reclamă eurodeputații și dau în judecată Comisia Europeană pentru că au deblocat aceste fonduri fără ca Ungaria să fi îndeplinit nimic din condițiile pe care și le-a asumat în schimbul acestor fonduri. Bun, am aflat ce îi supără pe eurodeputați, însă ce șanse are Parlamentul European să câștige? Da, experții legali sunt de acord că este o situație cu totul nouă, cu totul neobișnuită, ca două instituții europene să ajungă în instanță. Din cauza aceasta se pare că șansele Parlamentului European de a câștiga sunt cam 50-50%, deci poate că da, poate că nu. Oricum, o decizie se așteaptă în decembrie anul acesta. În cazul în care ar câștiga Parlamentul European, Comisia Europeană va trebui să ceară înapoi Ungariei 10 miliarde de euro, o sumă extraordinar de mare, sau, dacă nu reușește, atunci să blocheze din fondurile viitoare această sumă. Vedem cum decurg lucrurile și care va fi deznodământul. Îți mulțumesc pentru informații, Balazs. Dezbinarea Occidentului i-a dat curaj lui Putin să continue ofensiva în Ucraina, iar luni Kremlinul a confirmat intenția Rusiei de a crea o zonă tampon în Ucraina. Cu toate acestea, vestul încă poate salva Ucraina dacă își unește forțele, se arată într-o analiză a Financial Times.
Rusia are o armată prost echipată și motivată și o economie fragilă. Vine cu detalii Florin Jipa, editor șef la Monitorul Apărării și Securității. Europa trebuie să se trezească și am văzut că s-a trezit, cum ai prezentat mai devreme și colegii noștri de aseară, spuneau că Uniunea Europeană începe să se înarmeze. De altfel, președintele Consiliului European, Charles Michel, chiar a spus că dacă Europa vrea să existe în pace, trebuie să se pregătească de război. Toate țările și-au crescut cheltuielile militare, își refac stocurile, ajută Ucraina. Am văzut că liderii europeni și în special Macron, dar și Scholz, dar și ceilalți, inclusiv în România, încep să miște. Să nu uităm totuși că, îți dau exemplu României, în octombrie Finlanda ne cerea să ajutăm prin instruirea 50 de militari ucraineni pe nave rapide de asalt. 3 luni au trebuit lui președintele Iohannis să trimită această solicitare către Parlament, să informeze Parlamentul așa cum îi cere legea. Însă acest lucru s-a produs la începutul acestui an, când știam că ajutorul american nu va mai sosi în Ucraina, deci era clar că România trebuie să facă ceva și cred că România va face mult mai multe pentru a ajuta Ucraina, ca sudul Ucrainei să nu cadă sub stăpânirea rusească, iar România să nu aibă graniță cu Rusia așa cum își dorește Putin în acest moment. Volodymyr Zelensky mulțumește Uniunii Europene și tuturor statelor membre pentru crearea unui nou fond de asistență pentru Ucraina. Cele 5 miliarde de euro vor fi utilizate pentru a sprijini eforturile Ucrainei de apărare în acest an. Președintele ucrainean speră că acest fond să devină parte a unui acord general de securitate între Ucraina și Uniunea Europeană. Coreea de Nord și-a găsit un nou lider. Kim Jong-un a hotărât ca după el, la conducerea țării, să vină fiica lui, Juak. Ea a apărut pentru prima dată în public acum 2 ani, când s-a afișat cu tatăl său la lansarea unei rachete balistice. Iar Elon Musk recunoaște că ia chetamină împotriva depresiei. Musk spune că utilizarea prescrisă a chetaminei ameliorează perioadele de dispoziție scăzută și este în interesul investitorilor din Tesla și ale celorlalte companii pe care le conduce, scrie Bloomberg. Fondatorul Tesla, care este cunoscut pentru comportamentul său deseori surprinzător, s-a confruntat cu un control în urma unor rapoarte recente despre presupusul său consum de droguri și impactul potențial asupra companiilor sale. Anul acesta Apple vrea să mai lanseze o versiune a căștilor wireless AirPods, o pereche de căști aflate între AirPods și AirPods Pro, atât la preț cât și la specificații. Noile căști vor avea noise cancelling, la fel cum au variantele Pro. Cred că azi e ziua. Direcția Națională Anticorupție a fost concepută ca un astfel de mecanism de a combate corupția la nivel înalt. Ca Direcția Națională Anticorupție trebuie să rămânem în zona de premium a investigațiilor. Ei nu fură banii ăștia, să înțelegi. Așa s-au dat legile. Cine mai spune, domnul Ciolacu? Domnule, nu funcționează nimic în țara asta. Pe cum să spui așa ceva în condițiile în care tu pe tratat ai statul de drept? Oamenii care conduc astăzi sunt mai needucați decât oricând altcândva. Ăștia mă înțeleg ceva, nu știu nimic. Sunt avioane. Nu știu cum îi cheamă. Sunt avioane. Let's flip the coin. Știu. 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 Mm-hmm.
Știu ce spun. Dronele rusești lovesc din nou la un pas de granița cu România, dar sunt doar niște jocuri de intimidare. E suficient doar din greșeală să ajungă o bombă pe teritoriul României. Știu ce te interesează. V-ați lăsat prea repede, lăsați afară din Schengen. România a pierdut în jur de 10 miliarde de euro din cauza faptului că am fost blocat. Știu cum să te fac curios. Spectatorii de la zoo au considerat că acest ursuleț e fake, nu chiar așa e săracul urs, așa e rasa lui. Știu cum să te emoționez. Dacă unii taie copacii, alții îi îmbrățișează în competiția de îmbrățișat copaci organizată în Scoția. Oamenii se simt foarte bine făcând asta, da? Le dă o energie foarte bună. Știu să convin. Pensiile speciale, noul proiect de lege. PSD și PNL și-au împărțit luni candidaturile comune la primăriile de sector din capitală. PSD ar urma să dea candidați pentru sectoarele 1 și 5, iar PNL va da candidat la sectorul 2. La sectorul 5, candidatul lui Ciolacu ar urma să fie Rareș Hopincă. În Alta Curte ia astăzi o decizie cu privire la apelul Alianței Dreapta Unită. Judecătorii trebuie să hotărască dacă PMP, USR și Forța Dreptei pot candida împreună. Mark Rutte este o alegere greșită pentru NATO, Klaus Iohannis este cea corectă, arată un articol scris în The Telegraph de românul Gabriel Elefteriu. Simona Halep joacă diseară cu Paula Badosa în primul tur la Miami Open. Simona nu a mai jucat un meci oficial în circuitul profesionist de 569 de zile. Elon Musk neagă într-un interviu consumul excesiv de droguri, însă recunoaște că folosește chetamină, iar asta este în interesul investitorilor companiilor sale, spune el. Nvidia concurează cu OpenAI, construiește roboți umanoizi dotați cu inteligență artificială generativă. Vedeta americană de filme pentru adulți Stormy Daniels povestește în documentarul Stormy versiunea sa asupra presupusei aventuri cu Donald Trump. A fost publicat ghidul Michelin 2024, restaurantul Le Gabriel, situat într-un hotel de 5 stele cu vedere spre grădinile Champs-Élysées, a primit 3 stele. Timothée Chalamet a fost surprins la filmările A Complete Unknown pe străzile din New York în rolul celebrului cântăreț Bob Dylan. Iar Audi a lansat unul dintre cele mai așteptate modele, SUV-ul Q6 e-tron. Vine în două versiuni cu preț de 75.000 de euro, respectiv 94.000 de euro, iar autonomia este de 625 de kilometri. Ai fost de acord că cei pe care i-ai mandatat să-ți reprezinte puterea în localitatea și județul tău o exercită în beneficiul cercului lor de interese? Listele de susținători pentru alegerile locale și județene trebuie desființate. Listele de candidați să fie propuse de cetățeni, partide politice și de orice organizație non-profit. Ești de acord ca partidele să nu mai fie finanțate din bugetul public? Știu pe ce lume trăiesc. Eu pe ce lume trăiești. Știu. Mesaj de informare a publicului. Anunț de interes public. De la 1 ianuarie 2024, facturarea electronică prin e-factura devine obligatorie pentru toate tranzacțiile între companii. Cei care nu vor respecta această prevedere vor fi sancționați conform legii. E-factura este un instrument care contribuie la combaterea fraudei TVA și reduce pierderile asociate cu evaziunea fiscală. Mai multe detalii sunt disponibile pe www.mefinanțe.gov.ro. Mesaj de informare a publicului. Îți vorbesc acum despre Good Insight, cel mai de succes titlu al momentului din domeniul parentingului. Cartea îi ajută pe părinți să treacă de la frustrare la speranță, să acționeze cu blândețe și cu empatie, fără a apela la cele mai multe strategii de parenting, ca punerea la colț, recompense sau reacții la comportamentele nepotrivite ale copiilor. Dacă funcționează sau nu metoda Good Insight, discut acum cu Ioana Chicet, Macoviciuc, scriitoare. Bună ziua! Bună ziua! Salut! Da, vă auziți! Cum putem privi strategiile prezentate în carte, funcționează sau nu în diverse situații?
Din experiența mea de părinte, dar și din lucruri cu mulți copii în ultimii 8 ani, în calitate de autor de carte și organizator de ateliere pentru copii, pot spune că, în mod cert, metoda aceasta care se bazează pe conectare funcționează mai bine decât pedepse, amenințări, condiționări, dacă faci asta o să fac asta și așa mai departe. Copiii au nevoie să fie văzuți, înțeleși. Copiii doresc să coopereze cu noi pentru că ne iubesc și le place armonia. Însă de cele mai multe ori când nu reușesc să facă ce i-am rugat sau să nu facă ce i-am rugat, este pentru că au nevoi neîmplinite, fie sunt obosiți, fie nu pot face, sunt prea mici să facă ce așteptăm de la ei, fie sunt flămânzi, fie sunt frustrați. Au nevoie de noi să avem disponibilitatea de a ne opri din ce avem noi nevoie, să le vedem nevoia lor, să le împlinim. Și apoi împreună să vedem care e cea mai bună cale pentru ca ei să facă ce este nevoie să facă, să-și facă temele, să se spele pe dinți, să nu mai sară pe canapea, să nu mai alege restaurant. Se aplică la absolut orice. Pentru asta e nevoie, bineînțeles, ca și părintele să aibă grijă de sine, să se îndrepte către un adult, să spună am nevoie de asta, am nevoie de iubire, de apreciere, am nevoie de odihnă, am nevoie de ajutor. Și apoi când noi suntem cu rezervorul plin, putem să oferim copiilor același lucru, răbdare și înțelegere. Ok, hai împreună să vedem care este binele din tine și cum putem face să ne fie bine împreună ca o familie și ție mai târziu ca adult. Vorbea despre nevoile copiilor. În ce măsură îi ajută astfel de cărți pe părinți să învețe cum să reacționeze în momente tensionate, să recunoască nevoile copiilor practic? Aici sunt mai multe aspecte de luat în calcul. Odată este informația de care, în mod cert, avem nevoie. Trebuie să înțelegem ce pot copiii face, ce pot, nu pot copiii face, de ce ne activăm noi. A copilul nostru face ceva și dintr-o dată simțim că ne transformăm în părinții noștri și spunem exact lucrurile pe care nu le dorim de fapt să le spunem, care pe noi ne-au rănit în copilărie. Deci ajută foarte mult să înțelegem și cum funcționează psihicul nostru și cum sunt copiii. Ce pot ei face la vârsta lor, ce nevoie au și cum îi putem ajuta. Un alt lucru este că înțelegem că avem nevoie de ajutor specializat în multe cazuri, pentru că mulți dintre noi purtăm traume grele din copilărie. Am fost foarte mulți dintre noi loviți și acasă și la școală, condiționați. Avem o grămadă de limitări limitative în capul nostru care nu ne lasă să fim noi înșine. Și astfel, o astfel de carte te poate ajuta să înțelegi că poți merge la un specialist, la un psiholog, la un psihoterapeut, să spui, uite, mi-e greu, mă enervez pe copiii mei, nu pot să fiu calmă în prezența lor, am nu știu ce am, ajută-mă. Și un specialist în câteva luni te poate ajuta să înțelegi ce ți s-a întâmplat, să faci pace cu lucrurile, să te ajute să repari relația cu părinții tăi sau pur și simplu să treci peste ca să poți fi cu copilul tău, nu un copilul mic din tine, ci un adult, să poți fi rațional, să rămâi calm, să nu mai țipi. Sigur că o cantitate prea mare de informații poate fi copleșitoare, e plin internetul, sunt pline librăriile de cărți pentru părinți, de sfaturi, de bloguri, de vloguri. Cred că e important să ne uităm spre specialiști, psihologi, neurocercetători, care explică foarte clar, pe bază de studii și de experiență, ce se întâmplă cu noi, cu emoțiile noastre. Și apoi e important să vedem și ce ni se potrivește, că nu toate sfaturile merg în toate familiile. Trebuie să interiorizăm un pic toată informația pe care o citim, să vedem cum ne face să ne simțim și să încercăm să rămânem foarte conectați și la copil. Copilul ne spune foarte multe și cărțile sunt de folos și noi înșine, relația cu părinții noștri, relația cu un terapeut, dar cel mai mult prezența în relație cu copilul tău. Fii acolo, uită-te la el, întreabă-l, ascultă-l, fii curios și pe termen scurt și pe termen lung. Eu cred că va fi bine. Sunt sigură că asta e calea, conectarea cu copilul și prezența în relație cu el și cu tine însuți. Vă mulțumesc mult pentru toate sfaturile pentru părinți. Numai bine. PSD și PNL s-au înțeles. După mai multe ore de discuții, Coaliția de Guvernare a decis luni seară că medicul Cătălin Cârstoiu este candidatul PSD-PNL pentru primăria Capitalei. Chiar dacă acesta a fost propus și agreat de conducerile ambelor formațiuni, au apărut și primii contestatari. Sunt lideri liberali care cred că medicul nu este un independent, ci un apropiat al PSD. De asemenea, coaliția a decis să fie candidați comuni și la sectoare, la Consiliul General și la consiliile locale, spun surse politice.
Potrivit acestora, PSD ar urma să dea candidați pentru sectoarele 1 și 5, în timp ce PNL va da candidat la sectorul 2. La sectoarele 3, 4 și 6, coaliția îi susține pe actualii primari în funcție, respectiv Robert Negoiță, Daniel Băluță și Ciprian Ciucu. Cheltuielile cu salariile bugetarilor în ianuarie sunt duble față de ce a bugetat guvernul, deși ele trebuiau să crească cu numai 11% în 2024. În prima lună din an, cheltuielile de personal au un plus de 21%, scrie Ziarul Financiar. Și Simona Halep, care a acceptat un wildcard la Miami Open după ce interdicția de 4 ani a fost redusă la 9 luni de către Instanța Supremă pentru Sportul Mondial, o va înfrunta astăzi, numai devreme de ora 22, pe Paula Badosa. Pentru Halep, confruntarea cu spaniola Badosa va marca primul său meci de la US Open 2022, mai exact după 569 de zile. Au priză la mașinile electrice, dar nu au avut noroc de stații de încărcare. Tocmai de aia, brașovenilor le-a venit o idee genială să le încarce direct la stâlp. Primăria din Brașov vrea să pună 3 stații de încărcare pentru mașini legate la stâlp de iluminat din oraș. Banii pentru proiectul Simple Charge vin de la Uniunea Europeană, iar șoferii pot să-și încarce mașinile fără să plătească 6 luni, cât stațiile vor fi în teste. Mai multe au dezbătut colegii mei la Știu. Cum adică testă? Ce n-ar putea să funcționeze la aceste stații de încărcare la stâlpii ăștia de iluminat? Având în vedere să nevoie... Să nu intre prea mulți în stâlp, știi? Având în vedere... Iau curent gratis, pam! Nevoia atât de mare de a avea stații de încărcare, pentru că, într-adevăr, dacă acum oamenii nu mai cumpără la fel cum a fost boom-ul ăla la un moment dat cu mașini electrice, a mai stagnat așa vânzarea de mașini electrice, tot oamenii au cumpărat mașini electrice și au nevoie. În ciuda autorităților, gândește-te că sunt 300.000 de locuitori în Brașov, dintre care o mare parte dintre ei au mașini electrice. Asta o dată. Știi cam câți? 700. Stai, că am văzut eu. Nu 700. Nu-i pune și pe aia cu hibrid și cu plug. De ce să nu-i pune și pe aia cu hibrid? Că și ei contează. Sunt, exact, 4.000. Bun. Și mai vin și turiști. E plin de turiști cu mașini electrice. Cum ajungi? Uite, hai să facem un exercițiu, da? Pleacă tu din București, vineri, pe DN1, cu mașina electrică. Dacă ajungi până la Brașov cu un plin electric, eu te felicit. Dar stai, de ce să plec din București la Brașov? Păi, din localitățile din apropiere. Mai sunt oameni și prin Sinaia care stau și prin Bușteni și prin Predeal. În satul Cristian e plin de mașini. Mai Alex, ideea este că cei 3 stâlpi sunt insuficienți pentru că cu toții știm că avem nevoie maximă de mai multe stații de încărcare. Ideea este bună, am zis genială, poate că am exagerat cu genială asta, dar este bună. Însă 3 stâlpi, mai bine nu mai fac, adică nimic, mai bine nimic, pentru că e un po, știi puțin ce, așa dacă, o glumă. Dacă puneau și niște panouri din astea fotovoltaice pe stâlp ca să se încarce automat, moca, da, era perfect. E alertă culturală, Getty Museum îți pune la dispoziție o comoară digitală, poți descărca gratuit peste 88.000 de fotografii cu opere de artă consacrate. Ai libertate totală să le utilizezi, inclusiv în scopuri comerciale, fără restricții legale. Imaginile includ lucrări de la artiști renumiți, precum Michelangelo, Van Gogh, Rembrandt și Klimt. Îți planifici o vacanță de lux? Ce zici să încerci noul trend? Îți vorbesc despre vile și bungalouri suspendate deasupra apei. Peste 7.000 de astfel de locuințe te așteaptă în destinații exotice din întreaga lume. Printre cele mai căutate locații de acest fel se numără Cambodgia, Maldive, Polinezia franceză și Tanzania. Prețul? Uite, în Maldive, spre exemplu, un resort pentru întreaga familie costă $8.900. Iar Ed Sheeran a cântat în Punjabi în timpul concertului său din Mumbai. În timpul spectacolului, superstarul englez l-a invitat pe artistul indian Diljit Dosanjh să cânte alături de el pe scenă. Cei prezenți au fost în extaz în momentul în care cei doi au început să cânte piesa de succes a lui Dosanjh, Lover in Punjabi. Hai să vezi! Yeah.
insula pe care ești primit doar de la 10 milioane de dolari în sus. Cum îți sună asta? Ei bine, Thailanda vrea să îi atragă pe bogații lumii în laguna Lakelands, cea mai mare zonă locuită din provincia Phuket. Mai multe informații despre acest proiect vine Ștefania Angel, editor Aleph News. Bună, Ștefania! Bună, Andreea! Ce facilități va oferi insula? Uite, proiectul în valoare de 2 miliarde de dolari va include vile pe malul apei, parcuri, o pădure tropicală și dealuri înverzite. Pasionații de ciclism au trasee speciale și parcuri dedicate bicicletelor montane. Clădirile vor avea grădini pe acoperișuri pentru cultivarea legumelor și fructelor, un iaz cu pești și locuri în parc înconjurate de flori sălbatice native. Toate acestea promovează un stil de viață axat pe durabilitate. Se așteaptă ca până la 5.000 de locuințe să fie construite în zonă în următorii 5 până la 10 ani. În acest proiect, președintele executiv Albanian Grau dorește să promoveze sustenabilitatea socială. Uite, această sustenabilitate socială vedem că este o anomalie în lumea dezvoltării rezidențiale de lux și că își propune să găzduiască aproximativ 8.000 până la 10.000 de oameni. Dezvoltarea va avea magazine, servicii și destinații de luat masa pe malul lacului. De asemenea, va avea un club pe plajă pentru rezidenți și un club comunitar cu piscine și terenuri de sport, de tenis și spațiu pentru alte activități recreative pentru diferiți membri ai întregii familii. Sună foarte bine și imaginile arată la fel de bine. Îți mulțumesc pentru informații, Ștefania. Știi pe ce lume trăiești? Știu. Ciolacu și Ciucă s-au înțeles. După ore de discuții, coaliția de guvernare a decis luni seară că medicul Cătălin Cârstoiu este candidatul comun pentru primăria capitalei. Mark Rutte este o alegere greșită pentru NATO, Klaus Iohannis este cea corectă, arată un articol scris în The Telegraph de românul Gabriel Elefteriu. Nota 5 este noul 7 în strategia Ministerului Educației de a controla școlile după simularea evaluării naționale. Și scoateți hainele de iarnă, astăzi vremea este rece, cu maxime cuprinse între 4 și 8 grade Celsius, în capitală vor fi 7 grade Celsius, vânt și ploi trecătoare. Personalul NATO se află deja în Ucraina pentru controlul armelor, pregătire militară și culegere de informații, dar nu în rolul de luptă, scrie El Pais. Numărul 3 al Hamas, Marwan Issa, a fost ucis în timpul unei operațiuni israeliene săptămâna trecută, confirmă Casa Albă. Iar un psiholog dezvăluie 4 semne subtile care arată că ai OCD, analizezi profund gândurile, cauți multă liniște, finalizarea taskurilor durează mai mult, iar relația ta este afectată. Tu ai făcut vreodată detox de la bărbați? Boy Sober este noul trend promovat de generația Z pe TikTok, fără aplicații de dating, fără date-uri, fără foști și fără vreo situație amoroasă. Iar de la detox la excese, un mega fan, Dune, a văzut filmul de peste 200 de ori și a memorat scenariul. Americanul a văzut Dune Part 2 de 18 ori până acum. Iar pilotul de Formula 1, Pierre Gasly, devine investitor în fotbal. El a anunțat că va fi unul dintre acționarii clubului de Liga a 3-a din Franța, FC Versailles. Trebuie să rămânem în zona de premium a investigațiilor. Ei nu fură banii ăștia, să înțelegi. Așa s-au dat legile.
Cine mai spune, domnul Ciolacu? Domnule, nu funcționează nimic în țara asta. Pe cum să spui așa ceva în condițiile în care tu, pe tratat, ai statul de drept? Oamenii care conduc astăzi sunt mai needucați decât oricând altcândva. Ăștia mă înțeleg ceva, sunt, nu știu nimic. Sunt avioane. Nu știu cum îi cheamă. Sunt avioane. Let's flip the coin. Știu. 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 Mhm. O. E. Mhm. E. Aha. Știu ce spun. Dronele rusești lovesc din nou la un pas de granița cu România. Dar sunt doar niște jocuri de intimidare. E suficient doar din greșeală să ajungă o bombă pe teritoriul României. Știu ce te interesează. V-ați lăsat prea repede, lăsați afară din Schengen. România a pierdut în jur de 10 miliarde de euro din cauza faptului că am fost blocați. Știu cum să te fac curios. Spectatorii de la zoo au considerat că acest ursuleț e fake. Nu chiar așa e săracul urs, așa e rasa lui. Știu cum să te emoționez. Dacă unii taie copacii, alții îi îmbrățișează în competiția de îmbrățișat copaci organizată în Scoția. Oamenii se simt foarte bine făcând asta, da? Le dă o energie foarte bună. Știu să convinc. Pensiile speciale, noul proiect de lege care ar fi trebuit să le reduc. Londra, Paris sau München? Ce alegi? Tocmai ți-am enumerat cele mai scumpe orașe din Europa atunci când vorbim despre piața imobiliară. Cât plătește acolo pentru un singur metru pătrat? 10.000 de euro. Cine intră în top 3 în România? Cluj-Napoca rămâne orașul cu cele mai scumpe locuințe din țară și este urmat îndeaproape de Brașov. Bucureștiul se situează pe locul 3 la nivel național. Practic, în capitală plătești de aproape 10 ori mai puțin decât în Londra, mai exact 1663 de euro pe metrul pătrat util. Despre cele mai scumpe apartamente discut cu Călin Ciortea, agent imobiliar. Bună ziua! Bună ziua! Vă mulțumesc pentru prezența la Aleph News. Care sunt principalii factori care influențează prețurile locuințelor în acest moment? Și eu vă mulțumesc pentru invitație. În momentul de față putem enumera mai mulți factori care influențează prețul imobilelor. Unul dintre acești factori ar putea fi creșterea cotei reduse de TVA de 5% la 19%. Un alt factor reprezintă zona unde este amplasat imobilul. Un alt factor poate fi schimbările care au avut loc în rândul băncilor, mai exact pe zona de creditare. Vorbim de o scădere în ultimul an al vânzilor și automat vorbim de o creștere a cererii pe zona de achiziție. Dacă vorbim pe piața rezidențială de lux, bineînțeles că locația dictează prețul. Și cu asta cred că am spus multe. Dar ce este mai profitabil dacă vreau să mă mut? Să nu mai stau, să zicem că stau cu chirie și vreau să mă mut. Ce e mai profitabil? Să cumpăr un apartament, o casă, un teren sau să construiesc eu o proprietate? Dacă vorbim din punct de vedere al unui apartament pe care îl achiziționăm de la un dezvoltator și dacă acesta a fost rezervat la fază de proiect, bineînțeles că este mult mai profitabil să fie achiziționat chiar și cu credit, pentru că valoarea acestuia crește în timp, din momentul în care a fost rezervat la fază de proiect până la momentul finalizării proiectului respectiv, putem vorbi și de 20-30% creșterea prețului. Și automat putem vorbi practic de o investiție profitabilă. În ceea ce privește zona rezidențială de case, aici cred că cea mai bună variantă ar fi
să luăm în considerare achiziția unei case de la dezvoltator. Pentru că vorbim în primul rând de un om cu experiență, care a mai construit, construiește și bineînțeles va mai construi și cunoaște foarte bine toate etapele edificării unei astfel de locuință. Dacă ar fi să alegem să construim pe cont propriu o locuință, eu cred că pașii ar fi mult mai greoi și într-un final e foarte posibil ca și investiția să fie mai mare. Și să fim în pierdere la un moment dat. Exact. Vă mulțumesc pentru explicații și pentru prezența la Defnews. Și eu vă mulțumesc. PSD și PNL s-au înțeles. După mai multe ore de discuții, coaliția de guvernare a decis luni seară că medicul Cătălin Cârstoiu este candidatul PSD-PNL pentru primăria Capitalei. Chiar dacă acesta a fost propus și agreat de conducerile ambelor formațiuni, au apărut și primii contestatari. Sunt lideri liberali care cred că medicul nu este unul independent, ci un apropiat al PSD. De asemenea, coaliția a decis să fie candidați comuni și la sectoare, la Consiliul General și la consiliile locale, spun surse politice. Potrivit acestora, PSD ar urma să dea candidați pentru sectoarele 1 și 5, în timp ce PNL va da candidat la sectorul 2. La sectoarele 3, 4 și 6, coaliția îi susține pe actualii primari în funcție, respectiv Robert Negoiță, Daniel Băluță și Ciprian Ciucu. Iar cheltuielile cu salariile bugetarilor în ianuarie sunt duble față de ce a bugetat guvernul, deși ele trebuiau să crească cu numai 11% în 2024, în prima lună din an cheltuielile de personal au un plus de 21,6%, scrie Ziarul Financiar. Și Simona Halep, care a acceptat un wildcard la Miami Open după ce interdicția de 4 ani a fost redusă la 9 luni de către Instanța Supremă pentru Sportul Mondial, o va înfrunta astăzi, numai devreme de ora 22, pe Paula Badosa. Pentru Halep, confruntarea cu spaniola Badosa va marca primul său meci de la US Open 2022, mai exact după 569 de zile. Volodymyr Zelensky mulțumește Uniunii Europene și tuturor statelor membre pentru crearea unui nou fond de asistență pentru Ucraina. Cele 5 miliarde de euro vor fi utilizate pentru a sprijini eforturile Ucrainei de apărare în acest an. Președintele ucrainean speră că acest fond să devină parte a unui acord general de securitate între Ucraina și Uniunea Europeană. Coreea de Nord și-a găsit un nou lider. Kim Jong-un a hotărât că după el la conducerea țării să vină fiica lui, Juak. Ea a apărut pentru prima dată în public acum 2 ani când s-a afișat cu tatăl său la lansarea unei rachete balistice. Elon Musk recunoaște că ia chetamină împotriva depresiei. Musk spune că utilizarea prescrisă a chetaminei ameliorează perioadele de dispoziție scăzută și este în interesul investitorilor din Tesla și ale celorlalte companii pe care le conduce, scrie Bloomberg. Fondatorul Tesla, care este cunoscut pentru comportamentul său deseori surprinzător, s-a confruntat cu un control în urma unor rapoarte recente despre presupusul său consum de droguri și impactul potențial asupra companiilor sale. Anul ăsta Apple vrea să mai lanseze o versiune a căștilor wireless AirPods, o pereche de căști aflate între AirPods și AirPods Pro, atât la preț cât și la specificații. Noile căști vor avea noise cancelling, la fel cum au variantele Pro. În jurnalele cosmetice din anii 40 găseai remarci inocente despre cum rujul roșu e iarăși primăvara asta la modă în rândul doamnelor, astăzi nu cromatica e ceea ce incită privitorul, ci cât de extraterestru e finisajul acestui ruj sau dacă funcționează cu filtrele tale preferate.
Cromul reflectorizant, tenul iridescent și culorile metalice nu sunt surprize pe runway, însă sunt apariții din ce în ce mai prezente în online și în artileria cui își propune să aducă puțin spice machiajului de zi cu zi, iar piața de cosmetice face acest lucru din ce în ce mai la îndemână. Luciul metalic e partea acelui aș trend 2000 care te invită mai mult într-o călătorie ludică în care efectul retro și procesul prin care îl obții primează rezultatului. Think Bold and Shiny ar putea fi cel mai important deziderat al acestui trend și motivul pentru care nici tu n-ar trebui să stai deoparte. Ce face trendul metalic cu adevărat interesant e versatilitatea sa pe de o parte, iar pe de altă parte imaginea futuristo-glam cu care orice look pare desăvârșit. De la accente bold la full-on metal, ochi, buze, unghii, frica de monotonie piere în mâinile acestui finisaj robotic. Directori de creație și stiliști importanți precum Peter Phillips sau Emma Wyman au implementat viziuni metalice în show-uri recente și au câștigat atenție mainstream. În termen de aplicare, rujul metalic nu-ți va da prea mari bătăi de cap. Lucrurile sunt directe, iar aplicarea e simplă. Machiajul ochilor e însă ce îți va solicita puțin mai multă coordonare, însă înarmându-te cu un eyeshadow cremos, răbdare și imaginile ghid pe care ți le-am oferit până acum, vei îmbălânzi strălucirea metalică a acestui trend. Speram să pot evita clișeele despre androizi, însă subiectul îmi face dificilă treaba. Așadar, dacă încă n-ai văzut Ex Machina, îți recomand să o faci, ca apoi să-ți poți alege cu atenție piesele metalice pentru petrecerea din acest weekend. PSD și PNL și-au împărțit luni candidaturile comune la primăriile de sector din capitală. PSD ar urma să dea candidați pentru sectoarele 1 și 5, iar PNL va da candidat la sectorul 2. La sectorul 5, candidatul lui Ciolacu ar urma să fie Rareș Hopincă. În Alta Curte ia astăzi o decizie cu privire la apelul Alianței Dreapta Unită. Judecătorii trebuie să hotărască dacă PMP, USR și Forța Dreptei pot candida împreună. Marc Rutte este o alegere greșită pentru NATO, Klaus Iohannis este cea corectă, arată un articol scris în The Telegraph de românul Gabriel Lefteriu. Simona Halep joacă diseară cu Paula Badosa în primul tur la Miami Open. Simona nu a mai jucat un meci oficial în circuitul profesionist de 569 de zile. Elon Musk neagă într-un interviu consumul excesiv de droguri, însă recunoaște că folosește chetamină, iar asta este în interesul investitorilor companiilor sale, spune el. Nvidia concurează cu OpenAI, construiește roboți umanoizi dotați cu inteligență artificială generativă. Vedeta americană de filme pentru adulți Stormy Daniels povestește în documentarul Stormy versiunea sa asupra presupusei aventuri cu Trump. Și a fost publicat Ghidul Michelin 2024, restaurantul Le Gabriel, situat într-un hotel de 5 stele cu vedere spre grădinile Champs-Élysées, a primit 3 stele. Timothée Chalamet a fost surprins la filmările A Complete Unknown pe străzile din New York în rolul celebrului cântăreț Bob Dylan. Iar Audi a lansat unul dintre cele mai așteptate modele, SUV-ul Q6 e-tron, vine în două versiuni cu preț de 75.000 de euro, respectiv 94.000 de euro, iar autonomia este de 625 de kilometri. Cremele antirid chiar funcționează? Femeile au testat